Funcționează. Bună ziua! Tot ce am spus până acum nu s-a auzit la privesc, așa că a fost doar pentru cei de-ai casei. Ne cerem scuze pentru întârziere. Așa e când e multă lume și toată lumea în ziua de astăzi a avut program. Eu, bunoară, sunt pentru prima dată în această sală minunată care se numește A viitorului. Eu nu știu ce diviză are această sală. Eu i-aș spune, nu lăsați trecutul să împiedice viitorul. Și eu mă bucur că văd fețe tinere, preponderent. Eu fac parte din trecut, dumneavoastră, cei care sunteți în fața mea, faceți parte din viitor. Și cred că asta e leitmotivul pentru care ne-am adunat noi astăzi. Încercăm să nu lăsăm un trecut mai mult sau mai puțin obscur să vină cu noi în viitor și să împiedice mai ales generațiile astea care fac aici școală în această minunată încăpere. Mă bucur pentru Fundația Soros, care își justifică reputația de decenii. Știți că nu de mult au sărbătorit dita mai 3 decenii. Își justifică reputația de a vedea lucrurile în viitor, de a fi vizionari, pentru că ei mereu s-au ocupat cu asta, au fost cu un pas înaintea societății, pentru că societatea e preocupată de pește, dar Fundația Soros întotdeauna căuta undița. Și acum aș justifică și cu această întrunire extrem de necesară pentru ca să punem la punct niște accente, chiar și divergențe apărute de ultima oră. Toată lumea este foarte bine intenționată, fără nicio îndoială, dar fiecare dintre cei care participă la această dezbatere are un punct de vedere asupra subiectului și eu nu o să lungesc vorba. Vă zic bine ați venit, vă doresc discuție productivă și, așa cum îi stă bine directorului executiv de la Soros, Petru Culeac, trebuie să ne dea rugăciunea Tatăl nostru pentru astăzi. Domnul Botnar, mulțumim frumos pentru această prezentare a Fundației. Stimați participanți, bine ați venit și vă mulțumesc pentru că ați găsit timp să participați la această discuție privind un subiect deloc simplu. Vom discuta despre concluziile raportului de evaluare a necesităților Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Fundația Soros Moldova a comandat acest studiu ca parte a angajamentului nostru strategic de a contribui și susține autoritățile Republicii Moldova în procesul de combatere a corupției în țară. Facem acest lucru în contextul unui angajament strategic mai amplu de susținere a democrației în țara noastră, pentru că suntem de părerea că o democrație viabilă nu poate exista fără un sistem al justiției funcțional. Aici aș vrea să mulțumesc în primul rând autorilor acestui raport, domnului Pedro Gomes Pereira și doamnei Cristina Ciobotaru, experți cu o vastă experiență în domeniu. Domnul Pedro Pereira, fost procuror în Brazilia, cu o experiență de peste 20 de ani în acest domeniu. Doamna Cristina Ciobotaru, ex-directoare adjunctă a CNA și o experiență substanțială în domeniul anticorupție. Le mulțumim foarte mult pentru munca enormă depusă la elaborarea acestui raport, care, o să vedeți, se evidențiază prin calitate, prin rigoarea analizei și calitatea argumentelor, dar și prin caracterul foarte practic al recomandărilor cu care vin autorii. Lucru de altfel deloc neglijabil, în special în contextul dezbaterilor despre reforma sistemului anticorupție care au loc acum. Așadar, avem în față un document foarte important din mai multe motive. În primul rând, raportul oferă niște premize reale pentru fortificarea rolului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, instituție care astfel poate să joace un rol mai central în angrenajul sistemului anticorupție. În al doilea rând, acest raport, pe lângă constatări, mai vine și cu o foaie de parcurs
pentru implementarea recomandărilor experților. Punerea în practică, fără amânare a acestor recomandări, ar ajuta Republica Moldova să se apropie mai mult de realizarea angajamentelor internaționale asumate, indiferent dacă vorbim de angajamente mai vechi, precum cele asumate în calitate de țară semnătară a Convenției ONU împotriva corupției, unde, de altfel, recuperarea bunurilor infracționale este unul din principiile fundamentale, sau angajamente mai noi, în calitate de țară candidată UE, ori acele nouă condiționalități pe care le-am primit în acest an, o spun negru pe alb că Republica Moldova trebuie să își eficientizeze procesul de recuperare a bunurilor infracționale. Nu în ultimul rând, importanța acestui raport este dictată și de faptul că implementarea concluziilor ar permite autorităților să își realizeze angajamentele în fața cetățenilor, pentru că, din păcate, societatea din nou este pusă în fața faptului că actorii corupți continuă să rămână la libertate și iar banii obținuți pe căi tenebre continuă să fie injectați în societate, utilizați pentru a submina mai departe democrația și așa fragilă moldovenească. Aici, de fapt, și este mesajul principal pe care autoritățile trebuie să-l transmită societății. Corupția nu va fi profitabilă. Da, într-adevăr, corupția nu trebuie să fie profitabilă. Dar pentru ca acest deziderat să devină realitate, este imperativ ca statul să cântărească foarte bine riscurile și beneficiile tuturor opțiunilor de reforme existente la acest moment în sector. Dincolo de toate, aș vrea să-mi exprim speranța că statul va opta totuși pentru eficientizarea instrumentelor existente, pentru ca acestea să înceapă a da rezultat cât de curând posibil. Inițierea unor noi reforme la această etapă ar putea incapacita agenția pentru o perioadă de câțiva ani, tergiversând și mai mult procesul de recuperare a bunurilor și tragere la răspundere a infractorilor. Acestea fiind spuse, aș vrea să vă îndemn să participați cât mai activ în dezbaterile, discuțiile care vor urma și contez foarte mult că recomandările raportului vor primi atenția cuvenită și vor fi implementate, puse în practică cât de curând posibil. Mult succes tuturor! Mulțumim, domnule Culeac. Acum, pentru continuarea intro-ului sau, dacă vreți, a motivației dezbaterii de astăzi, am să-i ofer cuvântul lui Iulian Rusu, cel care, în mod normal, ar fi trebuit să beneficieze de 100 de zile de clemență, să lasă să intre în pâine încet, dar instituția și atmosfera nu îi permite acest lucru, deci deja are bătăturile necesare, așa că welcome și vă rog să ne spuneți cuvântul dumneavoastră de bun venit. Mulțumesc, domnule Butnaru. Bună ziua, stimați colegi. O plăcere să văd o prezență atât de numeroasă. Subiectul recuperării bunurilor infracționale l-am inițiat chiar din primele zile de mandat și unul dintre exercițiile foarte importante la care ați participat majoritatea dintre dumneavoastră prezenți aici a fost elaborarea proiectului Programului Național de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Un document care se află la final, fiind la moment în Parlament, și noi avem înțelegerea că acest document va fi aprobat până la finele acestui an. Un document complex care descrie și caracterul complex al procesului de recuperare, pentru că el este foarte strâns legat și din făptuirea justiției penale. Ne dorim să avem, întâi de toate, un ARBI eficient, consolidat, care contribuie eficient la procesul de recuperare a bunurilor provenite din activitate infracțională. Dar nu este doar ARBI la mijloc. După cum spuneam, este un mecanism complex care implică și alți actori, colegii noștri procurori, instanțele de judecată, executorii judecătorești, Ministerul Finanțelor și actorii din afara țării, partenerii noștri care ne pot ajuta să identificăm mai ușor bunuri
și prin cooperare și asistență juridică internațională să aplicăm sechestre, așteptând în final hotărâri definitive. Des în spațiu public spune întrebarea din ce cauză noi nu am recuperat încă active. Și răspunsul este pe atât de simplu, pe atât de complex, nu avem hotărâri definitive, însă avem rezultate intermediare. Împreună cu colegii procurori am transmis în instanța de judecată mai multe dosare unde s-a aprobat caracterul ilicit al acestor bunuri și urmează judecătorul în calitate de arbitru neutru să se expună dacă probele noastre sunt într-adevăr concludente. Și credeți-mă, este un proces destul de anevoios, care implică foarte multe resurse. Nu vorbesc din nume propriu, vorbesc în primul rând din numele întregii echipe, dar sunt sigur că de aceeași părere sunt și colegii noștri procurori. La momentul actual sunt mai multe dosare în instanță unde există bunuri identificate atât în țară cât și în afara acesteia și în așteptare unei hotărâri definitive vom trece și la confiscare sau la punere în executare a acestora. Pentru ca acest proces să decurgă eficient, mai avem de lucru. Spre exemplu, să extindem competențele ARBI și la etapa judiciară. Deci să putem identifica și aplica sechestre pe bunuri și atunci când cauzele se examinează în instanță. Și dacă într-adevăr au fost camuflate și mai eficient, să le identificăm și la etapa de executare. Ne propunem să avem un program aprobat, să facem și modificările legislative despre care am vorbit. O serie de modificări deja s-au produs cu ajutorul plenar al colegilor noștri de la Ministerul Justiției. Deci putem valorifica anticipat anumite bunuri, cum sunt, spre exemplu, mijloacele de transport, întrucât acestea își pierd valoarea în timp. Și, de asemenea, ne dorim mai mare transparență, pentru că aplicarea sechestrului asta nu înseamnă neapărat valorificarea acestor bunuri și confiscarea. Prin punerea în aplicare a unui sistem informațional automatizat, registrul bunurilor infracționale, un produs care se află la etapa de contractare, avem în acest sens suport colegilor noștri din partea unui proiect implementat de GIZ cu suport financiar UE și al Guvernului Federal German, ne propunem să avem o conlucrare mult mai strânsă și să facem schimbul acest de informații în regim real. N-am să intru în alte detalii legate de raport. Sunt sigur că recomandările au fost formulate pe măsură și ne doresc tuturor să avem discuții productive și să găsim cele mai bune soluții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rusu! Acum o să trecem la miezul problemei, nu înainte de a o prezenta totuși și eu pe Cristina Cibotaru. Eu o cunosc de când era ONG-istă începătoare, era activistă, juristă, cercetătoare pe lângă o instituție care se ocupa de accesul la informație. Era deputatul Vasile Spinei preocupat de subiectul ăsta. Sunt 22 de ani de când s-a adoptat legea privind accesul la informație și presa, întrebați-i pe jurnaliști, o să vă spună că nu ne-am mișcat foarte departe. Adică nu e singurul domeniu în care progresele sunt destul de lente în recuperarea, zic, a bunurilor infracționale. Ceea ce este cert este brevetul de infractori și de coțcari pe care societatea îl dă. Societatea e convinsă, de exemplu, că X sau Y este cu pufușor pe boteșor. Și atunci când justiția, procuratura, judecătorii întârzie cu confirmarea acestui brevet. De fapt, se face părtaș la această tărăgânare și dacă instituțiile aruncă cartoful ăsta fierbinte de la unii la alții, lucrurile nu devin mai favorabile per total.
Eu amintesc în cariera mea de jurnalist, am asistat odată la o chestie când Ministerul Justiției cu Ministerul de Interne, cu Procuratura, semnau un contract de colaborare și eu mă uitam de parcă era o fraternizare între bandiți. Că nu intrăm noi în teritoriul vostru și au semnat, lor li s-a părut probabil atunci că fac o chestiune așa de favorabilă, mie mi s-a părut bizară cel puțin, ori iată, din păcate, lipsa de colaborare se vede și în acest episod când, în opinia publică, veți fi de acord, arbiu îi țapă ispășător, arbiu e carul pe un, dar de fapt vorbim despre un puzzle foarte complex care trebuie să constituie și dă Doamne ca arbiu sau discuția în jurul arbiului să coaguleze acest sistem. Așa am înțeles eu cel puțin dintr-o discuție așa mai sumară cu Cristina și am să rog pe ea să continue exact prezentarea pe raport. Mulțumesc frumos, domnul Botnaru. De fapt, conform înțelegerii care am avut-o cu colegul meu, Pedro Gomes Pereira, am convenit ca el să înceapă prezentarea raportului, așa că, dacă îmi permiteți, eu aș vrea să lăsăm să-i transmitem cuvântul domnului Pedro Gomes Pereira, după care eu o să intervin cu unele completări. Thank you very much. Mr. Botnaru, it's of course it's not a problem at all. And thank you, Cristina, as well, and a very warm welcome to everyone. I apologize I could not be in Chișinău today with you, but fortunately I can be on a big screen scaring everyone with my big head. So I won't waste any time because we have not much time. I will quickly share my screen here. I have încerc să partajez prezentarea mea, am câteva slide-uri. Hopefully you can see it. Sperăm că dumneavoastră puteți vedea prezentarea. De ce am ales să vin cu această prezentare PowerPoint scurtă, deoarece în raport, și evident raportul a fost disponibil pe site-ul Fundației Soros Moldova, dar chiar dacă nu ați avut posibilitatea să-l citiți, recomandările sau rezultatele pot fi separate în 8 categorii. Eu le-am prezentat pe ecran pentru dumneavoastră. Deci, începem cu cunoașterea procesului de recuperare a bunurilor, ceea ce deja a fost menționat de domnul director în cuvântul de deschidere. Necesitatea unui program național de recuperare a bunurilor. Eu cunosc că CNA și alți colegi care lucrează în domeniul sistemului de recuperare a bunurilor deja au prezentat Parlamentului documentul și el este disponibil pe site-ul al Parlamentului. Avem și cartografierea procesului pentru sistemul de recuperare a bunurilor în RME. Nu mă voi axa pe această temă după aia, delegarea investigațiilor financiare către ARBI, infracțiuni principale date în competența ARBI, revizuirea legislației și a procedurilor, registrul bunurilor infracționale indisponibilizate și, în final, indicatorii cheie de performanță. Eu, de fapt, mă voi axa pe prima și ultima recomandare, deoarece, după părerea mea, acestea două recomandări sunt cele mai importante. Directorul CNA a menționat, procesul de recuperare a bunurilor este unul complex și am avut noroc să lucrez asupra acestei teme cu Republica Moldova din 2015. Ce eu văd? Narativul este mereu același. Întrebările adresate de oameni sunt
când vor veni banii înapoi, când vor fi recuperați banii. Și evident, aceasta e o întrebare firească. Însă, aceasta nu înseamnă recuperarea activelor, aceasta înseamnă recuperarea activelor, dar de fapt e ultimul pas al procesului de recuperare a bunurilor. Și acum voi reveni la următorul slide, care se referă la procesul ca atare. Aici vedeți că există un proces din 5 sau 4 sau 5 pași majori. Dar narativul totdeauna evoluează în jurul ultimului pas, ce este de fapt valorificare și restituire, ceea ce a menționat și directorul CNA. Deci, e nevoie de a identifica un bun, de a conduce investigare, de a conduce urmărire penală paralelă, de a fi capabil să fie înghețate, sechestrate, administrate și confiscate activele. Și îndată ce bunurile sunt înghețate, sechestrate, ele trebuie să fie administrate. Și doar după ce a fost pronunțată sentința și instanța a instruit confiscarea bunurilor și această decizie este finală și nu este supusă apelului, deja este posibil să începem să discutăm realizarea, adică vânzarea acestor bunuri confiscate și dacă aceste bunuri sunt în afara Moldovei, atunci să fie început procesul de restituire a acestor bunuri. Într-un scenariu bun, și Moldova are un scenariu bun, eu cred că a fost un caz recent cu implicarea unui fiu al unei persoane expuse politic de Republica Moldova și bunurile se referea, mi se pare că, la 5 milioane de euro care au fost restituite în 2021, anul trecut. Însă investigarea care a avut loc și investigarea a fost efectuată de o altă jurisdicție și, evident, Moldova a oferit asistență pe parcursul procesului. Deci a început în 2016-2017 și acum noi vorbim despre 4 ani. Dacă noi vorbim despre cazuri mai complexe și eu mă refer la vecinii dumneavoastră, Ucraina, cazul lui Pavel Lazarenko din 1999-2000, deci e deja 2022, anul, și încă nu au fost recuperate bunurile, dacă vorbim despre Victoria Nukovici, 2014. Nici nu ați avut careva judecată, deci nu mai putem vorbi și de confiscare, deci câteodată aceasta durează până la 30-35 de ani. Și ce am eu în vedere prin cunoașterea procesului de recuperare a bunurilor? Majoritatea nivelurilor, deci celor care elaborează politici, legiuitorilor, vorbesc despre populația generală, vorbesc despre organele de urmărire penală, vorbesc despre procurori și judecători, mulți dintre ei nu înțeleg ce de fapt înseamnă recuperarea bunurilor. Și recuperarea bunurilor este un proces care cade sub incidența procedurilor penale și, precum a fost menționat la început, există un proces. Eu trebuie să identific aceste bunuri, eu trebuie să identific cine este suspectul sau infractorul, trebuie să colectez, să probe, să demonstrez că persoana dată este vinovată și că aceste bunuri au fost generate prin comiterea unor infracțiuni. Trebuie să începem lucrul la nivelul procurorului și după aceasta partea de apărare trebuie să spună dacă ei sunt de acord cu ceea ce au depistat organele de urmărire și procuratură. Și după aceasta, judecătorul, instanța, vor fi responsabili de pronunțarea sentinței. Și după aia revenim la slide-ul care este pe ecran. El demonstrează că RB joacă un rol important în baza legii numărul 48 din 2017
când a desemnat elemente foarte specifice cadrului pentru recuperarea bunurilor pentru arbi. Deci vorbim despre acumularea informațiilor și având această delegare, de exemplu, avem o listă de 25 de crime și trebuie să identifice suspectul ca să fie în stare să delegeze o investigație financiară paralelă la ARBI. Însă ARBI, bine, investigația financiară paralelă poate fi efectuată de oricare organe de urmărire penal, nu doar ARBI, deoarece decizia inițială, dacă revenim la 2016-2017, când legislația a fost elaborată și când a fost aprobată ulterior de Parlament, era că ARBI ar avea o funcție foarte specifică la nivelul investigației penale și aceasta ar fi pentru anumite crime specifice, pentru anumite investigații complexe și ceilalți la fel vor fi implicați. Deci vorbim și despre delegare. Noi trebuie să înțelegem că atunci când vorbim de recuperarea bunurilor, evident, scopul cel de urmă este de a recupera bunurile. Însă, în același timp, există un întreg proces care stă în spate și acesta este procesul care va necesita timp. Dorim noi sau nu dorim să avem nevoie de mai mult timp, oricum acesta este procesul, deoarece noi trăim într-o societate democrată. Și dacă un criminal a furat o sumă de bani, de întrebare, cum să recuperăm banii, deoarece noi nu suntem criminali, deci trebuie să urmărim procesul. Și evident, fiecare dintre acești pași, care sunt punctați aici pe slide, vor fi efectuați sau pot fi efectuați de diferite instituții. Deci, ARBI ar avea un tip de informații, oficiu pentru prevenire și combaterea spălării banilor, va fi responsabil pentru un alt set de informații. Investigația penală, deci va fi efectuată de către CNA, deoarece aceasta este în competența lor, sau de organele de poliție, dacă aceasta e în competența lor, sau VAMA, procuratura va lucra cu fie procurorul general sau cu ofițeri specializați sau cu PCCOX. Și evident, dacă noi vorbim de sequestrare sau dacă noi vorbim despre înghețarea bunurilor, atunci aceasta se efectuează fie de ofițerii din prevenire și combaterea spălării banilor sau de către ARBI, independent de competențele la nivel de jurisdicție, deoarece prevenirea și combaterea spălării banilor, ei, la fel, sunt implicați la etapă de prejudecată, dar ARBI sunt implicați la standarde mai înalte și pot încheța aceste bunuri. Și, evident, autoritățile judecătorii își pot să facă. Atunci când noi vorbim despre sequestrare și confiscare, iarăși, instanța este implicată, dar îndată confiscate, bunurile deja se duc fie la fisc sau la instanță executorie. După aceasta urmează realizarea și restituirea, ceea ce face fie ARBI sau fiscul. Dacă vorbim despre bunuri naționale, atunci ARBI împreună cu alte ministere, cu Ministerul Afacerilor Externe, lucrează și cu procuratura. Evident, aceasta necesită timp și noi nu putem cumva ieși din acest cerc. Noi putem încerca să fim mai eficienți, noi putem încerca să aliniem procesul, să evităm întârzieri, însă oricum e nevoie să implicăm o mulțime de instituții, nu doar una. Și voi ajunge și la cea de-a doua recomandare. Mai ținem cont și de indicatori. La moment, deoarece toți, vorbim la general, toți au decis că recuperarea bunurilor este egală cu recuperarea, deci așteptarea este să cunoaștem câți bani au fost întorși.
Dar dacă într-o situație bună acest proces poate dura până la 45 de ani, în fiecare 6 luni, dacă mă întrebați cât a fost întors sau restituit, eu voi ieșua să vă dau un răspuns. Deci, așteptarea noastră sau definiția noastră a succesului în recuperarea bunurilor la moment nu se potrivește realității. Deci ce noi trebuie să înțelegem e că, în primul rând, trebuie să înțelegem procesul și după aceasta să identificăm indicatorii realistici pentru fiecare pas, astfel încât noi să putem mai bine determina ce de fapt înseamnă succesul în recuperarea bunurilor. Mai întâi trebuie să înțelegem că acesta este un proces. Și evident, scopul cel din urmă este de a restitui bunurile statului însă. Dacă eu am doar acest indicator ca măsurare a succesului, atunci eu totdeauna voi ieșua. Și ce se va întâmpla? Ce s-a întâmplat de când eu lucrez cu Republica Moldova? Periodic apar discuții că nu a fost făcut destul, deoarece nu destul a fost recuperat. Dar au avut loc aceste investigări, câte bunuri au fost recuperate, ce a fost înghețat sau sechestrat, nu trebuie să înțelegem aceasta. Deci noi mai întâi trebuie să înțelegem dacă aceste cazuri trec prin procesul care este necesar. Și mai am încă câteva minute și vreau să finalizez astfel. Această idee mă duce la recomandarea raportului. Deci, evaluarea cartografiei procesului. Fundația Soros s-a angajat anul curent prin cu RBI și cu toate celelalte instituții care lucrează în cadrul procesului de recuperare a bunurilor și prin cu domnul Nicolae, care a fost cu noi astăzi, să cartografieze vizual sistemul, deoarece acest proces nu este doar o singură lege. Deci, este dispersat în multe legi, lege cu privire la procuratură, lege cu privire la RBI, lege cu privire la RBI, la organele de investigație, etc. Și dacă colectăm toate astea și vedeți politicile fiecare organizații, dacă vă uitați la procedurile în cadrul fiecare organizații, dacă vizualizăm întregul proces, devine mai ușor să definim care sunt punctele forte și unde sunt oportunități pentru întărirea procesului. Și cel mai important, prin vizualizare și având indicatori, noi putem treptat să trecem de la politizarea recuperării bunurilor și putem să le trecem la urmărirea unor criterii obiective. Astfel vom avea decizii politice corespunzătoare. Mi-au rămas încă 30 de secunde, domnul Botnaru, dar voi lăsa acest timp pentru Cristina. Cristina, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul Pereira. Mulțumesc, domnul Pereira. I suppose maybe Cristina can offer answer. Because basic... Cristina ar putea să răspundă la întrebare. Întrebarea principală este dacă politicienii forțează procurorii să livreze careva rezultate și să, cum să zic, să fie populiști. Asta este întrebarea, dacă forțează cumva ca procurorii să livreze rezultate pentru că au alegeri la fiecare 4 ani, nu-i așa? Mulțumesc, domnul Botnaru, pentru întrebări. Mulțumesc, sigur, colegului meu, Pedro, care este de fiecare dată o mare plăcere să ascult intervențiile acestuia. În special, simplitatea cu care redă chestiuni atât de sofisticate și complexe, cum este procesul de recuperare a bunurilor infracționale. În realitate, acest raport de evaluare a necesităților agenției de recuperare a bunurilor infracționale conține mult mai multe aspecte detaliate, importante, dar având în vedere că avem un timp limitat și ne dorim să
incităm discuții pe marginea acestui raport, am decis să punctăm doar cele mai importante aspecte, și anume, cum spunea Pedro, faptul că există o mare neînțelegere referitor la ce este procesul de recuperare a bunurilor infracționale și ce înseamnă, și că acesta se confundă de fapt cu procesul de restituire a bunurilor, care este ultima etapă. Deci RB este întrebat în fiecare zi despre câți bani au reușit să întoarcă, deși restituirea bunurilor este ultima etapă a acestui proces, de care nu RB răspunde, este în competența instanțelor de judecată. Și zicea Pedro, nu putem noi să... criminalii pot fura banii și să-i ascundă și așa mai departe. Noi nu putem să procedăm la fel. Noi suntem ținuți de rigorile unui proces diligent, unui proces echitabil, și persoanele învinuite, inculpate, le este garantate toate drepturile și garanțiile unui proces echitabil. De asta durează mult mai mult decât ar vrea oamenii. Sigur că ar fi populist să știm că am înșfăcat și am pus și am adus și bine, dar asta cu certitudine o să însemne foarte multe probleme ulterior, inclusiv la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Deci, înțelegerea, pe de o parte, o primă mare problemă pe care o are RB provine din această lipsă a înțelegerii cu privire la care este rolul RB și faptul că el nu poate... De către societate și de către politicieni. Sigur că politicienii o să facă întotdeauna presiuni, pentru că ei își doresc, cum spunea domnul Botnaru, ei au alegeri și trebuie să livreze, iar într-o societate săracă să poți să ai argumentul că am luat atât de la hoți, de la criminali și am dat pentru binele public, este un argument foarte puternic. De asta RB este o instituție cheie, este clar. Dar iarăși, RB nu este Dumnezeu în acest sens. RB este o instituție care oferă multă inteligență financiară, care ajută organul de urmărire penală să acumuleze date care, anterior creierii RB, era aproape cu neputință să fie acumulate, nu pentru că nu ar fi permis legea, dar realitățile, practica în care activează organele de urmărire penală făceau imposibil concentrarea procurorilor, a ofițerilor de urmărire penală pe aspectul identificării și indisponibilizării bunurilor infracționale sau a produselor infracțiunii sau a bunurilor necesare pentru restituirea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Acest raport este scris de o manieră foarte simplă și foarte accesibilă, după cum spuneam, mult mai simplu și accesibil decât este subiectul în realitate. Intenționat nu abordăm toate subiectele care sunt în acest raport, pentru că este foarte simplu și accesibil să-l citiți. În continuare, eu aș vrea să completez prezentarea care a făcut-o Pedro prin a adresa un alt subiect care ține de modificarea cadrului legal. Ori la moment există inițiative înregistrate în Parlamentul Republicii Moldova, autorii cărora înțeleg că autorii nemijlociți este Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, și care au fost înregistrat ca inițiativa deputaților unui număr de deputați în Parlament. În mare parte, acest proiect vorba de proiectul 427 din anul 2022, care vine să introducă mai multe modificări la legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și legislația conexă acestui cadru legal. Da, ea vine într-adevăr să ajusteze cadrul legal la recomandările FATF, la directivele Uniunii Europene în domeniul respectiv. Domeniul recuperării bunurilor infracționale este puternic legat de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, de asta sunt standarde interconectate și o bună conlucrare între aceste două sectoare este inevitabilă pentru succesul recuperării produselor infracțiunilor de corupție, pentru că eu cred că asta este așteptarea cea mai mare care există în societate, dar și produsul infracțiunilor
de crimă organizată. Am analizat acest proiect de lege și chiar dacă are multe aspecte, eu aș vrea să remarc un subiect care mi se pare important. Cum spunea și Pedro, este un proces, procesul de recuperare a bunurilor infracționale, este un proces amplu, este un proces complex și e foarte important pentru factorii decizionali să înțeleagă că e important să nu facem munca colegilor de la ARBI mai complicată decât ea deja este, fiindcă ei fac față unor provocări imense. Dacă e să facem o comparație dintre, deci dacă ARBI s-ar fi creat înainte de 2013, da, când a avut loc frauda bancară, 2012-2013, da, ar fi avut cu totul alte provocări în față. ARBI a fost creat după ce s-au dat lovituri fără precedent asupra sistemului bancar al Republicii Moldova. Și nu doar, deci societatea a fost guduită și de spălătoria rusească, prin care prin Moldova literalmente au tranzitat zeci de miliarde de dolari, bani presupus murdari. Și în tot acest proces, societatea avea o așteptare foarte mare de la organele anticorupție, de la CNA, cărora CNA nu le putea răspunde pentru că era depășit de anvergură. Da, CNA, Procuratura Anticorupție, au început investigații, urmărire penală pentru a determina cine sunt figuranții, a stabili vinovăția. Însă, mașinăria financiară care a fost pusă în acțiune depășea posibilitățile care existau la moment. De asta a fost creat această agenție. Această agenție a trebuit să învețe, nu cât din mers, imaginați-vă că trebuie cineva să sară într-un tren din mers, eu cred că ARBI, având în vedere că a fost creat și s-au pus niște așteptări imediate cu întrebări, cum zicea Pedro, zilnic, fiecare lună, spuneți câți bani ați recuperat, dacă vă amintiți, la un moment dat prim-ministru a zis că o să fac un contor pe site-ul guvernului unde o să arăt în fiecare zi câți bani s-au recuperat din frauda bancară. Deci până aici aduce neînțelegerea factorilor decizionali, factorilor politici, la ce este procesul de recuperare. De fapt, lor le părea că, bine, am creat agenția asta și ea în fiecare zi acolo o să vedem că, ba, gata, banii au ajuns la bugetul. Nu este așa. De asta, ARBI nu trebuia să prindă un tren de mers, ARBI trebuia să sară într-un avion care era undeva foarte sus în aer, dacă să ne uităm să comparăm frauda asta cu ceva care se mișca cu viteză foarte mare și trebuia să încerce să ia urma și să prindă urmele acestei infracțiuni desfășurate la o viteză foarte mare, având o amploare fără precedent. Revenind la proiectul de lege 427, o să mă refer la un singur aspect. El vine să modifice definiția beneficiarului efectiv. Ori, ceea ce face ARBI, ceea ce face Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, pe lângă faptul că lucrează cu titularii de drept anumitor proprietăți, ei trebuie să identifice și beneficiarii efectivi, deci alte persoane, terțe persoane care sunt beneficiarii de fapt și nu beneficiarii de drept, nu cei pe care sunt scrise contractele, casele, conturile, afacerile și așa mai departe. Și este mult mai complicat dacă mai vorbim de jurisdicții străine, dacă mai vorbim de multe alte lucruri. Legea ARBI și codul de procedură penală, în partea în care reglementează fazele procesului de recuperare a bunurilor infracționale, se referă, fac trimitere la definiția beneficiarului efectiv, după cum este dată în legea 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor. În codul de procedură penală, noțiunea de investigații financiare paralele, asta este instrumentul de bază cu care lucrează ARBI-ul, aceste investigații sunt definite prin prisma beneficiarului efectiv, după cum e definit în legea respectivă. Modificarea sau perturbarea acestei definiții ar putea însemna la modul practic că toate investigațiile în curs de derulare la ARBI sau cele finalizate, dar asupra cărora nu s-a expus instanța de judecată,
Dacă este cumva, se întâmplă să fie mai restrictiv, o să ducă la faptul că persoanele vizate în aceste investigații o să aibă foarte bună linie de apărare și o să poată contesta aceste investigații. De asta eu aș vrea doar să atrag atenția. Inițial, în acest proiect, beneficiarul efectiv era definit prin prisma persoanei juridice, scăpând persoana fizică, având un alt aliniat care nu era corelat cu primul. Acum, proiectul, din câte îl văd eu înregistrat în Parlament, viceversa, în aliniatul 1 vorbește de persoana fizică care controlează în ultima instanță o altă persoană fizică și aliniatul 2 vorbește de beneficiarul efectiv în sensul persoanei juridice și nu este foarte clar cum se leagă iarăși aliniatul 2 care se referă la persoana juridică, la aliniatul 1 care vorbește doar de persoana fizică. Eu înțeleg că sunt detalii foarte, foarte mari. Noțiunea de beneficiar efectiv care era un aliniat s-a transformat într-o noțiune care la moment ocupă în proiect două pagini. E foarte greu acum să facem o analiză minuțioasă, doar vreau să atrag atenția asupra faptului că perturbarea acestei definiții, dacă cumva această definiție devine mai restrictivă în oricare aspect decât cea actuală, ar putea însemna probleme în viitor pentru investigațiile în derulare, investigațiile financiare paralele în derulare la ARBI, care au fost deja transmise către Procuratura Anticorupție sau, mă rog, alte procuraturi, rapoartele lor de constatare, ar putea însemna ulterior anumite probleme. Deci vreau doar să atrag atenția că este foarte și foarte important să nu se facă modificări. Da, e important să aducem în concordanță legislația noastră cu recomandările FATF, cu recomandările internaționale ale UE în domeniul respectiv, dar totodată să nu arunce și copilul tot cu apa din albie. Asta este tot, o să mă opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper să avem niște discuții interesante în continuare. Mulțumim, Cristina. Domnul Gomes Pereira vrea să intervină cu un accent, o precizare și după aia o să ne mișcăm exact în zona în care, așa cum spunea Cristina, nu suntem noi descoperitori, avem și standarde internaționale despre care o să vorbească domnul Radu Nicolae, dar mai întâi Pedro Gomes Pereira vrea să intervină cu o precizare. Please, Pedro. Thank you very much, and I will make this very, very quick, Mr. Botnaru. Thank you. Just two comments. The first one, Cristina. Vă mulțumesc, două comentarii. Primul moment, Cristina a menționat ceva foarte important cu privire la ARBI, că zilnic se solicită să informeze cât a fost confiscat, cât a fost restituit, dar aceasta e responsabilitatea care nu aparține ARBI. Al doilea moment. Vreau să răspund comentariul dumneavoastră, domnul Botnaru. Aduceți aminte prezentarea mea? Dacă cei ce elaborează politici sau decizii sunt confortabili să indice aceste momente, eu țin minte 2014. Am avut privilegiul să mă întâlnesc atunci cu Procurorul General al Ucrainei în dată după evenimentele care au avut loc în 2014. Dumnealui a venit în fața publică și a spus regimul lui Ianucovici ne-a costat 4 miliarde euro și eu l-am ascultat și i-am spus, ați pierdut. Și el mă întreabă ce aveți în vedere. Eu îi răspund, chiar dacă ei au furat 100 de miliarde euro, pe atunci aceasta însemna să fie cel mai bogat om pe lume, înregistrările care au reușit să obțină instituții la nivel de stat sunt cam 5-6 miliarde euro. Chiar dacă recuperați 10 miliarde, oamenii nu vă vor mulțumi pentru faptul că ați recuperat 10 miliarde. O să vă întreb unde sunt restul 90 de miliarde. Deci, aceasta trebuie să țineți minte. Deci, e mai bine să spuneți, de altfel, aceasta va deveni un coșmar pentru toți. Deci nu are importanță
câte eforturi depuneți, nu are importanță cât de eficient este sistemul dumneavoastră, dar realitatea e alta și dumneavoastră niciodată nu veți putea atinge nivelul pe care cineva îl percepe atât. Mersi. Precizare necesară. Precizare necesară. Adică dacă am fi în mediul jurnaliștilor, am dezbătut jargoanelor dumneavoastră juridice și, cum vă spuneam, acum Radu Nicolae, care este invitat în calitate de consultant internațional, se prezinte standardele internaționale, pentru că nu suntem noi primii care descoperim roata. Este cel mai indicat să le prezinte, pentru că are o experiență foarte bogată, a făcut carieră tocmai în strategiile de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni și este unul dintre înțeleg autorii strategiei naționale a unui stat din Uniunea Europeană, care este România și care îi spunem astăzi la mulți ani. Mulțumesc! Și mulțumesc că ați menționat, într-adevăr s-a potrivit ca acest eveniment să fie chiar de Ziua Națională a României, ceea ce permite să urez tuturor cetățenilor români și tuturor vorbitorilor de limbă română la mulți ani. Revenind la oile noastre și anume la recuperarea bunurilor infracționale, aș menționa două lucruri înainte să încep. Știu că suntem în întârziere, dar oricât e important, cred, să menționăm câteva lucruri. Unele le menționez pentru înregistrare doar sau pentru că suntem live. Am avut ocazia în ultimele luni să vorbesc cu foarte mulți dintre dumneavoastră care sunteți la această masă și vă mulțumesc foarte mult pentru că împreună cu Fundația Soros Moldova, colegii de la RB și cu, și cu dumneavoastră, am construit împreună o hartă a procesului de recuperare a bunurilor infracționale. Probabil o să ajungă la un moment dat și această hartă publică, deocamdată încă mai avem câteva lucruri de rafinat acolo și interviuri de făcut. Dar ce vreau să spun, mai ales pentru înregistrare și poate pentru publicul, dacă se transmite live care ne vede, este că acest proces de recuperare a bunurilor infracționale nu se întâmplă singur. Da? Nu este un ceas elvețian, el nu funcționează bietul de el în absența oamenilor. Și ce este foarte important, sunt oamenii din spatele procesului de recuperare a bunurilor infracționale. Cei care zi de zi adună probe, caută bunuri, identifică. Oamenii cu care am discutat, mulți dintre ei care se află astăzi în sală, care sunt niște profesioniști și în care cetățenii trebuie să-și pună încrederea și care au o responsabilitate foarte importantă pentru ca acest proces să funcționeze. Decidenții trebuie să dea acestor oameni pârghiile necesare, instrumentele necesare, independența, autonomia pentru a-și face treaba. Și noi, cetățenii, trebuie să le mulțumim pentru că își pun viața la un moment dat în situații de risc pentru a înfăptui legea. Și cred că investind în acești oameni e foarte important să-i știm și să-i apreciem la nivel instituțional. Revenind la sistemul de recuperare a bunurilor infracționale, cred că Republica Moldova, în mare parte, este în acord cu ce înseamnă standarde internaționale. Provocările, după cum am văzut și acum, țin de punerea acestor standarde în practică. Moldova a ratificat convențiile internaționale. Pe partea de schimb de date și informații, Moldova e parte din Egmont, prin colegii de la Serviciul de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, Carin, Siena, Interpol. Există acces la diverse baze de date, ceea ce standardele internaționale cer, cum ar fi acces la registrul conturilor bancare. Fiecare instituție de tip ARO în Uniunea Europeană are, printr-un regulament european, acces la registrul conturilor bancare. La fel și în Moldova. Investigații financiare paralele, planificarea sechestrului, managementul bunurilor sechestrate,
respectarea dreptului la un proces echitabil, o chestiune pe care colegul meu, Pedro Gomes Pereira, a indicat-o foarte bine. Oricât am încerca să îndreptăm un rău cu un alt rău, finalul e unul prost. Trebuie să îndreptăm un rău printr-un proces echitabil. Și în Moldova există instrumentele și legislația în acest sens. Tipurile de confiscare disponibile în Moldova sunt cele de la nivel internațional. Confiscare specială, confiscare extinsă. Mai mult, avem tipuri de infracțiuni conform celor mai înalte standarde internaționale, de pildă infracțiunea de îmbogățire ilicită, spălare de bani. Deci eu cred că în Moldova avem premizele de a implementa aceste standarde. Eu m-aș referi în câteva cuvinte la ceea ce am identificat noi pe parcursul acestui proces de elaborare a hărții procesului, nu? Lucruri de finețe care sper să le putem îmbunătăți pentru ca procesul să meargă și mai bine. Moldova a ratificat aceste convenții internaționale în materie asistenței juridice internaționale în materie penală. ONU, Consiliul Europei, are acorduri regionale și bilaterale în materie asistenței juridice internaționale în materie penală. Provocarea, una dintre provocări pe care o avem, cred, în momentul de față, este să creștem calitatea comisiilor rogatorii și să consolidăm structurile responsabile din cadrul Procuraturii Generale și a Ministerului Justiției. Trebuie să ne uităm în spate, să cartografiem poate comisiile rogatorii anterioare și să identificăm bune practici, unde a funcționat, unde a mers sistemul comisiilor rogatorii și riscurile și provocările poate unde nu a funcționat. Să consolidăm formarea profesională în domeniul elaborării comisiilor rogatorii, poate inclusiv prin implicarea ARBI în procesul de elaborare al acestora. Ce înseamnă asta, comisie rogatorie? Poate se întreabă cineva care se uită la noi online. E important să identificăm bunuri în străinătate. E important ca să punem în executare hotărâri judecătorești de confiscare din Moldova, în străinătate. Pentru că infractorii nu își ascund bunurile în Moldova, oricât de patrioți ar fi ei, ci își duc bunurile peste hotare. Comisia rogatorie ne ajută să strângem probe, să sechestrăm bunuri și să punem în executare confiscări dispuse din Moldova în străinătate. Foarte important, cum formulăm, care sunt relațiile pe care le avem cu colegii din celelalte state și mai ales cum înțelegem arhitectura legală și instituțională a statelor cu care Republica Moldova cooperează pentru strângere de probe, sechestru și recunoaștere de hotărâri judecătorești. Și aici cred că e un loc în care putem să îmbunătățim mult lucrurile la nivel operațional, operativ. Apoi, identificarea bunurilor post-condamnare. Nu ne încălzește cu nimic să avem o hotărâre judecătorească care spune că se confiscă de la o persoană 1 milion de lei sau oricât, dacă nu există sechestre. Pentru că dacă nu avem bunuri, simplu fapt că există acea hotărâre nu ne va asigura cu nimic că acele bunuri vor fi efectiv întoarse. Și atunci e nevoie să avem o autoritate, o instituție care se ocupe inclusiv de identificarea bunurilor post-condamnare. Și vă spun care e standardul internațional în materie. Spune așa, este necesar să se poată determina dimensiunea exactă a patrimoniului care urmează să facă obiectul măsurii de confiscare chiar și după pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive. Deci, cred că putem actualiza legislația din Moldova prin acordarea ARBI, ceea ce domnul director a și spus la începutul discuțiilor noastre, de competențe de identificare a bunurilor post-condamnare în toate situațiile în care hotărârea de confiscare nu este pe deplin executată sau executabilă prin sechestrele existente. Dar și să aibă un rol activ în acest sens. Un alt standard pe care
trebuie transpus, cred, și îmbunătățit, ține de administrarea bunurilor sechestrate, iar s-a mai discutat anterior, vânzarea anticipată a cât mai multor tipuri de bunuri. E ok că am început cu autoturismele, e ok să degrevăm parcările poliției, parcările vămilor, parcările parchetelor de autoturisme, cât mai repede după ce le sechestrăm, pentru a le menține, a menține valoarea în timp. Și asta este în interesul tuturor părților din procesul penal. Și al persoanei trimise în judecată și al persoanei care are o calitate și de la care sunt sechestrate bunurile. Ce rost are cineva să primească după 7 ani în care a stat într-o parcare în vânt și ploaie o mașină? Mai rău îi face o pagubă. E în interesul persoanei ca să vinze această mașină și dacă este achitată a respectiva persoană în penal, măcar va primi valoarea la momentul sechestrului autoturismului. Dar sunt și alte lucruri care trebuie să fie vândute anticipat. Mă refer la stocuri de marfă sau alte tipuri de obiecte care ne încarcă, poate, depozitele. Poate pe o platformă online de comercializare, asta ar fi o bună practică internațională. Alt aspect pe care îl putem îmbunătăți conform standardelor internaționale la nivel operativ este executarea confiscării speciale și extinse. Și aici vreau să ne gândim la oportunitatea de a scurta cumva acest mecanism, de a acorda mai multă putere și responsabilitate statului în a-și executa propriile titluri executorii. Avem un titlu executoriu în favoarea statului. De ce statul, cum își execută taxele și impozitele, nu ar putea să-și execute și hotărârile judecătorești de confiscare specială și extinsă? Am discutat cu colegii de la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, am discutat cu colegii de la Ministerul Justiției. Cred că e important să poate să stabilim, există o practică internațională, acestem o structură specializată în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, responsabilă de administrarea unor astfel de titluri executorii care vin din procesul penal. Și această structură sunt convins că ar putea beneficia de un sprijin internațional pentru consolidarea capacității. Astfel încât să nu ne mai ascundem după niște executori, care până la urmă sunt niște profesioniști din mediul privat, care își fac exemplar treaba, dar poate n-au atâta putere și determinare, plus că au niște onorarii, înțeleg, 1% din bunuri. Nu în ultimul rând, permiteți-mi să spun asta, pentru că e important pentru mine, am putea să ne gândim poate în viitor, pe măsură ce acest mecanism funcționează mai bine, la reutilizarea socială. O bună practică în Spania, în Italia, în România, în mai multe state, este cea de a aloca un procent din valoarea totală confiscată anual unor proiecte de prevenire a criminalității utilizate în beneficiul comunităților, întreprinderilor sociale, împreună cu întreprinderi sociale sau organizațiile societății civile. Chiar Albania, un stat candidat, cum este și Moldova, are o practică foarte bună în acest sens. Nu e momentul acum, dar să ne gândim poate pentru viitor. Nu în ultimul rând, ceea ce cred că contează foarte mult la momentul ăsta e consolidarea capacității ARBI, atât în ceea ce privește resursele umane, atât în ceea ce privește motivația, inclusiv salarială, cât și în ceea ce privește formarea profesională continuă. Iertați-mă, cred că am vorbit mai mult decât trebuia. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim, domnul Radu Nicolae. Apropo, de când am acceptat să fiu moderator, tot aud diferite informații și una anecdotică, chiar azi am aflat-o, un Mercedes care a fost confiscat la valoarea de 100.000 de euro, stă acum într-o parcare și nimeni nu vrea să dea nici măcar 5.000 de euro pe acel Mercedes. Și asta ilustrează foarte clar pledoaria domnului Radu Nicolae pentru operativitate în acest domeniu. Doi, ce vreau să vă spun eu, că într-adevăr, iată, deschid la pagina 19 planul de acțiuni, așa cum îl propun autorii raportului, și să începe cu cunoașterea procesului de recuperare, așa cum și Pedro l-a descris,
ca pe un lanț trofic, de fapt, cu participanții, ca să fie văzut așa, să zic eu, de la înălțime. Eu personal tot sunt victima unei necunoaștere a procesului, pentru că dăunăzi când discutam, eu aveam senzația că britanicii au făcut cadou ăla de câte sute de mii de lire sterline și habar n-aveam contribuția Arbiului și a altor instituții moldovenești ca să ajungă în acel punct. Și paralel, în planul ăsta, sigur că nu ne vizează direct, dar și pe noi ne vizează jurnaliștii, societatea, repet, cea care vrea capul lui Moțoc. Și când premierul la care a făcut trimitere Cristina a promis panoul și chiar zice că a și scris câteva cifre acolo, a promis panoul cât se recuperează din miliardul, pe care, țineți minte, un artist plastic l-a prezentat la Biblioteca HD-ul în cuburi de hârtie, da? Tot era o manifestare publică, iată, din nerăbdare, iată, uitați-vă cât ni s-a furat, și premierul era forțat de acest public să arate, iată cât s-a recuperat. Și atunci și societatea, prin presa care stă și se uită acum la noi și prin privesc, trebuie să cunoască cât e de complicat acest proces și, într-adevăr, nerăbdarea asta firească a capului lui Moțoc, prin cooperare, prin cunoaștere reciprocă, ar trebui să aibă răbdare, pentru că, așa cum știm cu toții, ne-am angajat pe o cale care presupune democrație. Lui Putin sau lui Lukashenko și altora din fostul spațiu sovietic le vine foarte ușor să naționalizeze sau să, prin alte mijloace non-juridice, să recupereze bunurile. Dincolo de faptul, chiar tot discutam în noțiunea de recuperare sau în denumirea instituției, s-a băgat această piatră de temelie de recuperare, când în fond din procesul ăsta rezultă că mai curând munca principală e în zona identificării, adică adulmecării furăciunii și după aia găsești comoara asta și o recuperezi. Ori partea leului e acolo, la căutare, la investigare. Deci, suntem în întârziere, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să urmăm exact lista de comentarii care trebuia să înceapă la 14:45, începem cu ceva întârziere, dar laconismul e soră cu operativitatea și încep, evident, cu Ministerul Justiției. Cu mare plăcere îi ofer cuvântul secretarii de stat la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov Moraru, vă rog. Bună ziua! Vreau să mă asigur că se aude. În numele Ministerului Justiției vreau să, în primul rând, să vă mulțumesc pentru invitație de a participa la prezentarea acestui... Vă rog, pe asta și țineți-l mai așa, mai direct. Mai sigur, da. Deci spuneam că vă mulțumim pentru invitație la prezentarea acestui raport, un subiect foarte actual și necesar. De asemenea, să aduc felicitări autorilor care au participat la elaborarea acestui raport de evaluare a necesităților agenției cu privire la recuperarea bunurilor infracționale. Aș vrea să încep prin aceea că, evident, în contextul angajamentului asumat de către actualul guvern cu privire la reformarea justiției și lupta anticorupție, atunci când vorbim despre recuperarea bunurilor infracționale, este o parte componentă indispensabilă. Și în acest context, Ministerul Justiției și-a asumat de un an și ceva încoace de a discuta, a aborda acest subiect, inclusiv în dialogul cu donatorii, cu partenerii de dezvoltare, cu privire la necesitatea de a fortifica atât agenția, dar și îmbunătățirea modalităților de cooperare și cu instituțiile din statele străine. Pe segmentul de recuperare a bunurilor, că tot s-a menționat mai devreme că acest proces de recuperare a bunurilor infracționale nu se întâmplă de unul singur, de către o singură instituție, atunci când vorbim despre rolul Ministerului Justiției, evident rolul principal, mai ales acum în contextul reformelor anunțate, ține de elaborarea cadrului normativ și îmbunătățirea
acestui astfel încât agenția să-și poată facă bine treaba. Și vreau să readuc aminte că de la începutul activității actualului mandat al Guvernului au fost aduse îmbunătățiri în baza unui proiect de lege care a fost elaborat în colaborare cu agenția și ne bucurăm că am avut o colaborare foarte fructuoasă și a vizat anumite prevederi de îmbunătățire a codului de procedură penală, dar și a legii cu privire la ARBI, pentru a elimina acele impedimente procesuale care cumva făceau dificilă în practică posibilitatea de confiscare. Bine, acele modificări s-au referit parțial la valorificarea anticipată a unor categorii de bunuri și îmbunătățirea, extinderea posibilității de cooperare cu instituțiile omologe de către ARBI din Republica Moldova, dar de atunci, mă refer la sfârșitul anului 2021, noi ne-am dat seama împreună cu colegii că aceste modificări nu sunt suficiente și evident, și am discutat atunci că ulterior vom discuta despre cum am putea să avem o abordare mai amplă asupra modificării cadrului normativ și cumva acest raport vine în ajutor cu constatări importante care urmează a fi luate în considerație în procesul de îmbunătățire a legislației, în special mă refer la revizuirea categoriilor de infracțiuni, revizuirea pârghiilor de activitate a agenției, modalitatea de intervenție, astfel încât acest mecanism să fie unul extrem de eficient și mai ales cu rezultatele mult așteptate. Un al doilea segment de intervenție sau rolul Ministerului Justiției în acest proces de recuperare a bunurilor infracționale, evident, se referă pe aspectul de cooperare internațională în cazul în care dosarul se află în instanța de judecată în domeniul recuperarea bunurilor confiscate și inclusiv când bunurile se află pe teritoriul altor state. Aici putem spune că pe parcursul ultimilor luni am avut foarte multe discuții cu omologii din statele străine pentru a îmbunătăți mecanismele ce ține de cooperare atunci când e vorba de comisiile rogatorii, astfel ca acestea să fie mult mai rapide, mai operative, fiindcă sunt niște procese foarte nevoioase și îndelungate și uneori chiar scrisorile de cooperare pot rămâne de neînțeles și fără răspuns. Și aici încercăm foarte mult să intensificăm și dialogul cu alte state unde avem informații că sunt deținute bunurile infracționale. Evident, am menționat tangențial mai devreme, avem un rol important și cumva și o responsabilitate pe care noi o simțim pe umerii noștri în calitate de instituția avizatoare în numele Guvernului. Mă refer la faptul că s-a vorbit despre cele două inițiative legislative înregistrate în Parlament cu privire la noua lege cu privire la spălarea banilor, dar și programul național elaborat de CNA cu privire la recuperarea bunurilor infracționale pe anii următori. De fapt, noi am colaborat cu colegii și am venit într-o procedură prealabilă cu mai multe propuneri de îmbunătățire și acum, odată ce au fost înregistrat, noi o să oferim expertiza necesară ca, într-adevăr, aceste pachete să fie cât mai eficiente. Mai mult că atât, că conform acestui plan național de recuperare a bunurilor infracționale și Ministerul Justiției este unul din participanții activi care este responsabil de executarea anumitor acțiuni care vizează nemijlocit modificarea cadrului normativ de bază și secundar. Și aceasta este o măsură pe care și noi ca stat ne-o asumăm, având în vedere parcursul european pe care ne-l asumăm și condiționalitățile față de Uniunea Europeană. Suplimentar ce ține de concluziile raportului, vreau să reiterez felicitări pentru efortul depus. Am observat și materiale foarte bine au reflectat acest proces de recuperare a bunurilor infracționale și constatările sunt destul de importante, pe care noi cu siguranță o să le luăm în considerație, fiindcă și scopul nostru este ca acest mecanism să fie unul eficient și să fortificăm rolul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Mulțumesc!
Mulțumim. Acum vreau să-i ofer cuvântul celui care în alte condiții va sufla lumânarea de pe tort. Acum este altfel de protagonist principal. Cel puțin l-aș mai numi protagonistul coșmarurilor pe care le visează cei care și-au umplut buzunarele și speră să nu fie găsiți acolo unde stau ca scrugi călare pe movila de monede. Șeful de la Arbi, Serghei Carapunărlă, vă rog. Mulțumesc, domnul Serghei. Bună ziua la toată lumea. În primul rând, comisiunea dumneavoastră, felicitări autorilor raportului, mulțumiri donatorilor care au găsit această posibilitate de a contracta experți la nivelul respectiv, deoarece dacă vorbim despre nivelul lui Pedro, care a fost și procuror și are peste 20 de ani de experiență în acest domeniu, ținând cont că doamna Cristina practic a pus piatra de temelie acestei agenții prin înfăptuirea, prin înființarea cadrului normativ, legal la acea perioadă, și 2017, 30 martie, când a fost aprobată legea specială, legea cu privire la modificarea codului de procedură penală și altor acte ce țin de domeniu. În ultimul rând, domnul Radu, puțin mai devreme am făcut cunoștință și cartografierea proceselor care a avut loc este absolut importantă și necesară atunci când facem această scanare, această radiografie a proceselor pentru a înțelege cum stau lucrurile, ceea ce ține de reglementări legislative și cum stau lucrurile în sensul interacțiunii cu alte autorități din Sistemul Național de Recuperare și pe intern și pe extern. Că pentru noi, stafful agenției, colegii cu care muncim, ne bucurăm de o atitudine foarte grijulie din partea conducerii centrului și, cum a menționat domn director, prioritatea pe care o avem și ca politici și ca activități este recuperarea pentru ca să intervenim în partea financiară a criminalității prin deprivarea acestora de bunuri pe care le generează, să prevenim infracționalitatea inclusiv. Și pentru noi este important că noi, bucurându-ne de această atitudine grijulie, făcând scanarea necesităților permanente și atunci când ne bucurăm de susținerea conducerii CNA și a politicului pentru a ne consolida capacitățile, dar este absolut important să auzim și concluziile experților, expertiza cărora se bazează pe activități, pe experiență acumulată, pe studierea și elaborarea cadrului legislativ, nu doar la nivel național, dar și regional și internațional. Și atunci când intervenim către colegi de la Ministerul Justiției pentru a promova unele modificări în vederea optimizării cadrului legal, ne bazăm pe expertiza acestora, este absolut important și astăzi, și ne bucurăm că avem această posibilitate să fim înzestrați de aceste concluzii pe care le vedem în raport, aceste recomandări, care în mare parte reflectă situația la zi, punctul de pornire pentru a fi mai eficienți, mai eficace și per complex, mai excelenți în ceea ce facem. Deci, 5 ani de la înființarea agenției, dacă vorbim despre 2017, anul când a fost aprobată legea, funcționale am devenit puțin mai târziu, în 2018, însă vorbim despre 5 ani de activitate. Apropo, strategia de consolidare a capacităților instituționale a fost elaborată în 2018 și tot experții, expertiza cărora contribuie astăzi la acest raport, au fost autorii acelei strategii de consolidare a capacităților instituționale și este o Este un foarte bun prilej de a face trecere. După ce am consolidat și consolidăm în continuare capacitățile agenției, să privim per complex cum stau lucrurile în Sistemul Național de Recuperare.
Și cartografierea despre care am vorbit puțin mai devreme ne dă seama unde ne aflăm și unde vrem să ajungem ca obiectiv, ca rezultate scontate pe care ne dorim cu toți să le înregistrăm. Deci, să nu abuzez de timpul care mi este oferit, țin să mulțumesc pentru acest produs și, în concordanță și cu celelalte recomandări ale experților, să le analizăm și să le valorificăm la justă valoare, să le implementăm în vederea fortificării eforturilor noastre comune în sensul recuperării bunurilor naționale Republica Moldova. Vă mulțumesc! Ce bine că nu s-a auzit asta. Acum, Procuratura Anticorupție are una la verde. Ați văzut-o pe doamna Veronica Drăgălin a fost, dar a apărut o urgență și ea l-a împuternicit pe domnul Octavian Iachimovski să intervină cu comentarii. Vă rog. Mulțumesc frumos. Am să fiu destul de succint. Am citit acest raport. Sunt plăcut surprins de simplitatea în care sunt expuse toate remarcele făcute de către experți. Pentru cei care nu sunt cunoscuți cu procesul de recuperare a bunurilor, este foarte important și le-aș recomanda să înceapă cu pagina 4.1.4 să se înțeleagă cui este adresat acest raport. Noi, procurorii din Procuratura Anticorupție, care suntem de fapt principalii beneficiari ai serviciilor arbii, susținem de fiecare dată când sunt astfel de intenții de a explica ce este procesul de recuperare, care nu este un proces foarte simplu, nu este o luptă, însă nu este o luptă cu un sac de box, mai degrabă ea începe pe întuneric și până reușesc colegii la arbii să deschidă un geam, să prindă lumina sau să prindă un întrerupător de lumină, pot să primească lovituri din toate părțile, până când reușesc ca procesul să-l ducă până la capăt. Eu sunt sigur că, în linii generale, acele rezultate care sunt așteptate de către societate vor fi atinse atât de către cu ajutorul colegii de la RBI, cât și cu ajutorul celorlalți factori implicați în procesul de recuperare, pe care, în mod minuțios, puteți să-i găsiți în acest raport. Eu vreau să mulțumesc experților pentru munca care au depus-o, și sper că acele recomandări vor fi luate în considerație atât de către colegii mei procurori, cât și de către legiuitori, mass media, societatea civilă și alți subiecte antrenați. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule Iachimovski. Acum trecem la o agenție care s-ar numi, pe scurt, Antilaundromat, da? Că justiția, procurorii, sigur că merg întotdeauna după sugestiile bandiților, așa se întâmplă peste tot, și bandiții întotdeauna sunt mai dotați decât justițiarii, dar sperăm că o să le vinem de hac tuturor și de drept dovadă este acest serviciu de prevenire combaterea spălării banilor reprezentat de directorul interimar Adrian Munteanu, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. De fapt, director adjunct, ar fi important să menționăm după ziua de ieri. Vă mulțumesc pentru... Nu, dar nu a influențat nici cum. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a ne expune părerea asupra raportului, care aș spune că reprezintă un raport de audit asupra întregului sistem de recuperare a bunurilor infracționale. Aș vrea să fac o scurtă incursiune pentru a arăta că, într-adevăr, sistemul de prevenire și combaterea spălării banilor a fost strâns legat cu tot ce înseamnă procesul de recuperare, pentru că noi avem și recomandările FATF, care sunt standardele internaționale în domeniu, și recomandarea 438, deci cumva vine cu foarte multe prevederi care sunt obligatorii în legislația națională pentru a asigura un cadru eficient de prevenire și combaterea spălării banilor. În acest fel, deci urmarea raportului de evaluare a Republicii Moldova de Comitetul Moneyval, adoptat în 2019,
Noi am avut ocazia să avem o opinie a experților asupra deficiențelor identificate la nivel de sistem și care sunt recomandările de redresare a acestor deficiențe. Păi, tocmai urmare acestor recomandări, noi am elaborat și strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor pentru anii 2020-2025, care are un plan de acțiuni și unul dintre puncte constată necesitatea elaborării unei strategii de recuperare a bunurilor infracționale. Astfel, vedem că avem un fir roșu în edificarea unui sistem sănătos de prevenire și combatere a spălării banilor și necesitatea creierii sau dezvoltării acestui sistem relativ nou de recuperare a bunurilor infracționale. De asemenea, am avut și recent o evaluare națională a riscurilor, care a constatat că sunt anumite deficiențe și ele iarăși s-au regăsit în planul de acțiuni, dar mai cu seamă ele se vor regăsi în proiectul care se află acum în Parlament la examinare și oferă o perspectivă foarte detaliată asupra măsurilor care urmează a fi întreprinse în vederea eficientizării întregului sistem de recuperare bunurilor infracționale. Aș vrea să mulțumesc domnului Ciobotaru pentru mențiunea despre proiectul nou de lege care se află acum în Parlament. El, de fapt, este în proces de avizare și orice opinie este binevenit, mai cu seamă că până pe data de 8 avem ocazia să introducem acele rectificări necesare. În parte și ține de definiția beneficiarului efectiv, deci ea are drept scop extinderea definiției și oferirea unei perspective foarte detaliată, având în vedere dezvoltarea sistemului în ultima perioadă și având în vedere că recomandarea 24-25 FATF a suferit modificări, dar și având în vedere că noi transpunem directiva 5 AML, care impune un standard foarte înalt de calitate în identificarea beneficiarului efectiv. Desigur, urmează să... Noi am avut o discuție cu colegii de la ARBI referitor la modul de transpunere a directivei sau exprimarea definiției într-o manieră clară. Și bănuiesc că noi, până o să avem, deci proiectul în primă lectură va fi adoptat deja cu ajustarea necesară conform directivei, dar adică să nu creeze acest, nu știu, potențial confuzii în modul de aplicare sau de descriere a beneficiarului efectiv. Deci, de asemenea, aș vrea să mulțumesc experților pentru raport, având în vedere că s-a recunoscut că activitatea Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este foarte utilă în procesul de recuperare a bunurilor infracționale și a fost constatat că avem o cooperare bună cu colegii de la ARBI, astfel încât să asigurăm un proces eficient de recuperare a bunurilor infracționale. Totodată exprimăm deschiderea și manifestăm întotdeauna deschiderea pentru a avea o viziune detaliată asupra proceselor care țin de prevenirea și combaterea spălării banilor și necesitatea revizuirii cadrului legal, inclusiv datorită faptului că acum suntem într-un proces amplu de modificare, de ajustare, care ne-ar permite să scriem un sistem sănătos și eficient. Vreau să vă mulțumesc cu această ocazie și sunt deschis să avem o discuție în continuare și modul de implementare a strategiei de recuperare a bunurilor infracționale cu colegii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Munteanu. Acum, comentariile de la domnul Petru Vârlan, director adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Colegii mei de prezidiu și-au cerut scuze pentru că au urgență, dar și-au lăsat reprezentanți, ochi, urechi, așa că vă rog să nu aveți senzația că vorbiți în ban. Vă rog. Bună ziua, stimați colegi. Vreau să mulțumim Fundației Soros și experților pentru acest raport, care este destul de detaliat și care vine să aducă o claritate a tuturor procesului. Foarte mult ne bucurăm pentru această hartă a procesului de recuperare a bunurilor infracționale, care face o claritate în acest sens și vedem toate organele care sunt implicate în acest proces și toate persoanele, în mare parte, și care este rolul fiecărui, pentru că, cum ați spus la început, acest proces este un proces de ansamblu și sunt mai mulți actori publici care au
rolul de a fi implicat în proces. Și un rol foarte important care l-a spus și domnul director, domnul Ilian Rusu, este instanțele de judecată, care prin actele judecătorești, prin încheierile, dispozițiile și alte acte care sunt emise în procesul de autorizare a măsurilor speciale, deja sentințele care sunt de condamnare, sunt dispuse aceste acțiuni de confiscare extinsă, de confiscare specială sau de sechestru a bunurilor infracționale. Dar noi cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale avem deja o colaborare și încercăm că acest proces să fie cât mai eficient și bunuri și hotărârile instanțelor judecate care, sau încheierile, mai mare parte hotărârile, care dispun o măsură de confiscare să ajung cât mai repede la ei ca ea să fie pusă în practică, pentru că actul judecătoresc, dacă nu este pus în executare, în termenul stabilit, deja nu-și mai atinge rolul său care îl are. Și în acest sens, noi am salutat ideea și am lucrat asupra propunerii, asupra registrului bunurilor infracționale indisponibile, că aceste bunuri care sunt de la procesul de urmărire penală, de la procesul de pornire a urmării penale, de fapt, să fie oarecum supravegheat toate bunurile până la procesul care noi vedem pe acesta de repatriere deja, care este deja una din ultimele etape ale acestui proces. Noi ne dăm seama de importanța acestor și fiecare instituție, Agenția de Administrare Instanțelor Judecătorești, suntem responsabili de programul de gestionare a dosarelor, de sistemul informațional judicial, care oarecum toate actele judecătorești le gestionează. Sigur că în acest sens este nevoie de dezvoltare și de modificare, pentru ca noi să putem oferi această informație. De fapt, noi acum ne aflăm chiar într-un proces de raportare și de completare a unor chestionare la Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției. Unul dintre aceste puncte este și câte hotărâri judecătorești au fost emise privind recuperarea bunurilor infracționale sau câte măsuri au fost aplicate și, din păcate, noi vedem că în primă instanță, din fericire de fapt, vedem că în primă instanță deja instanțele au început să aplice, dar până la hotărârea definitivă și revocabilă mai este o cale lungă care urmează să treacă aceste etape și ca ulterior deja organele statului privind recuperarea bunurilor infracționale să deja se materializeze și să intervină în acest sens. Noi vă mulțumim mult pentru implicare și pentru acest raport, care pentru noi este ca o temă de acasă pentru toți. Cred că fiecare, este cea mai important, fiecare dintre noi mergem acasă, știm ce avem de făcut, ca acest proces să meargă în ansamblu și ca deja scopul care îl avem în partea preambulului să fie atins. Vă mulțumesc mult și o zi bună! Mulțumim, domnul Vorlan. Acum urmează marginaliile de la președintele Uniunii Executorilor Judecătorești, Roman Talmaci, cel care pe planșa lui Pedro figura, cred că, penultima. Așa. Vă rog. Bine, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, domnule Botnaru, stimați experți. Am studiat acest raport, sunt bucuros că am putut să fiu și eu cu ceva de folos, împărtășesc acea experiență pe care o am în domeniul recuperării bunurilor. Nu pot vorbi doar de bunuri infracționale, pentru că domeniul care îl profesez eu este de recuperarea bunurilor supusă urmăririi sau executării silite. În procesul de confiscare, așa cum prevede legislația procesual penală și codul de executare, executorii judecătorești își au la moment un rol activ. Deci ei participă atât în executarea confiscării speciale, cât și confiscarea extinsă. Am expus poziția și sunt întru totul de acord și cu constatările experților că nu este cazul să fie prezent executorul judecătoresc atunci când locul bunurilor supus confiscării este determinat. Este clar unde el se află, fie la serviciu vamal, fie la organul de urmărire penală, și pentru a definitiva aduce la îndeplinire această sentință, este suficient doar ca serviciu fiscal să preia aceste bunuri și să le transmită în proprietatea statului. Sunt absolut de acord și cu aspecte ce țin de urmărirea bunurilor care ușor deci degradabile sau cele care își pierd din valoare prin păstrarea lor excesivă. Pentru că noi, în faza executării silite, observăm că aceste bunuri nu mai pot fi valorificate la prețul la care asigura, deci prin sechestru aplicat.
Este clar că obiectivul țintă, așa cum a menționat colegul, este societatea civilă, mass media, politicul. Și aici aș vrea să deschid o paranteză și să îmi pun întrebarea următoare. Executorii judecătorești sunt un rău necesar. Și ultimele tendințe legislative sunt că se acorde mai multă atenție debitorilor. Deci activitatea arbiului este îndreptată pentru recuperarea bunurilor infracționale. În tot procesul de înfăptuirea acestui, deci a justiției, înfăptuirea justiției sau contribuirea la înfăptuirea justiției, lucru, activitatea arbiului și activitatea executorului judecătorești este indispensabil legată. Și atunci, dacă noi vrem ca aceste creanțe, aceste datorii, aceste prejudicii să fie recuperate integral, nu poate un organ să aibă competențe maxime, iar alt organ să fie limitat în anumite activități. Deci, activitatea lor este strâns legată și trebuie dezvoltată astfel încât lucrurile să meargă în unison și sincron până la definitivare. Ori în alte condiții, o hotărâre judecătorească, o sentință judecătorească neadusă la îndeplinire, nu numai în sensul ispășirii pedepsei penale, dar și în sensul recuperării prejudiciilor materiale sau eventuale confiscări, este doar o restabilire iluzorie a dreptului cetățeanului. Deci vreau să menționez că și apreciez și pe această cale transmit aprecierile mele, deci lucrătorilor din Arbi, deoarece noi în activitatea noastră am acele sentințe care au ajuns la finalitate și am reușit să le îndeplinim în sensul reparării prejudiciului material, am văzut că lucrul s-a făcut cu dedicații, deci lucrătorii Arbi au aplicat la timp sechestru, deci noi, la rândul nostru, având tangență cu materialele dosarului și cu bunurile care erau puse sechestru, într-adevăr, sunt toate cele bunuri în la etapa conservării lor și respectiv și nouă ne vine simplu, mai simplu în cazurile respective să aducem la bun sfârșit respectiva misiune. Deci sunt de acord ca în partea urmăririi confiscării, deci nemijlocit activitatea dată să fie exercitată de către Arbi, însă nu trebuie să uităm și de aspecte ce țin de activitatea confiscarea dispusă deci de către ANI. Deci, la fel, nu poate în partea bunurilor infracționale în baza unei sentințe să preocupe doar Arbiul, iar în partea ANI-ului executorul judecătoresc. Aspectele respective trebuie corelate, astfel încât să înțelegem în ce măsură fiecare organ își îndeplinește meseria și unde este necesară implicarea executorului judecătoresc într-o identificare sau valorificare a bunurilor debitorului. Nu ultimul rând aș menționa că cele sentințe care au fost aduse la îndeplinire și unde am ajuns să valorificăm bunurile, unde am ajuns să fie expusă la vânzare, am întâmpinat dificultăți cu privire la preț și potențial cumpărător. Tocmai de aceasta se vorbea foarte frecvent că deci guvernul se propunea ca permanent să fie inclus câte mijloace bănești vor ajunge la bugetul public, rezultate din fraudă bancară sau din renumitul Andromat. Așa? Ajungem la faza vânzării bunurilor, când acele bunuri nu sunt atractive. Nu sunt atractive nu doar din motivul că a expirat timp, dar din motivul că procedura de valorificare este una excesivă, complicată, cu supusă unor controluri exagerate după mine, deci unii, în cazul vânzării unor bunuri, urmează să intervină ca exemplu Banca Națională, ca exemplu să verifică proveniența banilor și atunci, din lipsă de cumpărători, se micșorează prețul. Se micșorează constant prețul, iar în final, bunul, dacă valorează X sumă, la bugetul public ajunge în jumătate. Deci, ca minim în jumătate, pot fi și mai puțin. Deci, prin urmare, acest mecanism tot trebuie foarte bine corelat dacă noi avem intenția ca pedeapsa să fie ispășită, iar persoana să resimtă că totuși este, deci a reparat acel prejudiciu material sau acele bunuri au ajuns la bugetul public național fiind valorificați în mijloace bănești, deci să ajungă suma într-adevăr care
trebuie, care a fost determinată prin sentință judecătorească. Deci aceste aspecte și pornind de la experiența pe care, care au trecut-o executorii judecătorești, eu cred că totuși experții vor ține cont și în continuare și suntem gata să acordăm suportul necesar. Pe final, vreau să reamintesc că reforma în sistemul de executare a fost propulsată deci în anul 2010 grație acelor hotărâri CEDO privind condamnarea statului Republicii Moldova pentru neexecutarea în termen a unei hotărâri judecătorești. Deci serviciul de executare, deci executorii judecătorești au lansat această reformă, au realizat-o în cazul respectiv, cum am spus, prin adresarea cetățenilor către Înalta Curte Europeană pentru Dreptul Omului. Activitatea arbiului, deci este legată de interesul public, interesul statului, deci nu este creditor, creditor este statul. Statul de sigur că nu se va adresa la CEDO, nu are dreptul, nu este subiect. Prin urmare, statul de sine, stătător, trebuie să organizeze astfel mecanismele ca să nu, deci să nu fie probleme vis-a-vis de acest compartiment, acest subiect. Pledez pentru ideea că activitatea de recuperare a bunurilor infracționale exercitată de către arbitri trebuie să fie remunerată corespunzător, inclusiv prin repartizarea unui cote procentuale stimulatorii angajaților arbitri. Asta este un proces firesc, normal și care, desigur, că se regăsește și în legislația altor state pentru lucrătorii care se ocupă de acest domeniu. Pe final, vă mulțumesc, succes în continuare și stăm la dispoziție când este nevoie pentru a ajuta. Mulțumesc, domnul Talmaci. Acum, cu deosebit de plăcere, vreau să-i ofer cuvântul doamnei Clodin Justafră. Eu la AFD mă uit că vă scrie cu E accentuat la sfârșit. E Justafră? Exact. Justafră, pentru că la noi, la Chișinău, se pune accentul. Și e păcat, dumneavoastră ați făcut efortul să ne cunoașteți limba română într-un termen record și ar fi echitabil să vă rostim numele corect, Justafră, mulțumesc, și tot așa spre dezamăgirea dușmanilor dumneavoastră, care nici de cum nu poate să afle cine sunteți, la peste tot scrie, consilieră la președinte, faceți parte din echipa consilierilor, e sau nu. Deci eu sunt foarte bucuros să vă cunosc personal și ca un francofil convins vreau să aud marginalele dumneavoastră pe marginea raportului. Vă rog. Merci beaucoup. Adică pot să vorbesc în limba franceză, dacă am înțeles bine. Nu. Am să încerc în limba română. Îmi cer scuze pentru greșeli. Vor fi multe și așa o să vedeți că nu sunt din Moldova, dar din Franța. Aș vrea să insist de la început, n-am să vorbesc în numele președinte, nici în numele Franței, doar vorbesc în numele meu și vă mulțumesc mult de această oportunitate, invitație, să discutăm împreună acest raport care am citit și care vine după mai multe rapoarte, recomandare făcute din partener extern. Și de la început aș vrea să spun că este important între noi, parteneri externi străini, experți străini, să ne coordonăm cât mai bine, ca să facem niște recomandare care sunt destul de coordonate. Noi avem acum acest programul național pentru recuperare bunurilor infracționale, care am lucrat împreună și felicitări la ARBI și toți care au participat la pregătirea acest program pentru 5 ani. Cred că este primul program național de recuperare și toate recomandările care noi facem, noi străini, trebuie să se încadreze în acest program, pentru că, în sfârșit, acest program este programul oficial care va rămâne. Am înțeles că sunt ultima care vorbește înainte de debat, așa că am să fiu un pic mai puțin, consensuel,
și ca să încălzim un pic sala aceasta. Și am să încep cu ce ați spus, domnul Botnar. Ați vorbit despre politician populist și aș vrea să amintesc că aici vorbim despre recuperare bani în interesul statului / cetățen. Și cei care sunt interesați de recuperare nu sunt politicieni, sunt cetățeni. Cei care au fost furați sunt cetățeni. Cei care plătesc impozitul sunt toți oamenii în jurul salei asta. Cred că expectations, așteptările vin de la cetățeni. Și politicieni care aveți acum, adică voința politică care există acum, nu cred că poate să fie pus în dubiu. Este foarte important, doamna președinte, și guvernul pune acest subiect de recuperare pe plan primul, pe plan principal, și pot să spun că aveți un noroc la nivelul ăsta, pentru că nu se întâlnește în toate țările această voință politică foarte clară, foarte puternică. Este un moment foarte potrivit ca să puneți acest tema pe primul plan. Asta se face, se fac multe reforme, acest program național, multe reforme aplicat doamna Mihailov Moraru, dar Ministerul Justiției face multe reforme pentru a facilita procesul. Și cred că și este și un momentum legat la mobilizație internaționale. Aveți multe parteneri acum care și ei se focalizează pe subiectul ăsta, pentru că se știe că este o prioritate și trebuie să folosiți acest moment acum, nu în 5 ani, acum, ca să dezvoltați cât mai mult contact direct cu parteneri omologi în toate țările prioritare. Așa se face deja, așa se vrea și asta trebuie să fie un obiectiv foarte practic și important, să cunoașteți omologii voștri în Europa și în alte țări, să fiți în legătură directă cu ei și să încercați să simplificați cât mai mult procesul. Am spus că am să fiu un pic revoluționar, aș spune că totuși obiectivul trebuie să rămâne recuperare. E foarte interesant, foarte frumos, mi-a plăcut acest procesul care ați făcut așa simplificat. Aș spune că totuși scopul este aici, pentru toți cei care sunt pe fazele astea intermediar. Și așa va ajuta să stabiliți indicatori care vor fi focalizați asupra acest executare decizii. Mă bucur că am luat la parolă după domnul care reprezintă Uniunea de Executori Judecătorești. Da, avem niște decizii care n-au fost, care sunt finale, decizii de confiscare care de 6 ani nu sunt executate. Și asta este un termen destul de lung, 6 ani. Așa că cred că trebuie să avem un ton destul de realist, ați avut un ton pragmatic, realist, trebuie să arătăm toate fazele și e important să fiți cât mai pedagogic pentru cetățeni, ca să înțeleg cât de complicat este procesul, dar și ambicios și cu speranța să recuperați măcar un pic din bani care a fost furat într-un termen destul de rapid. Pentru că, pentru motivația de oamenii care lucrez în domeniul ăsta și pentru cetățeni, adică pentru voi toți, trebuie să avem un ton destul de optimist și ambicios. Cred că mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Justafre. Eu cred, chiar dacă n-ați vorbit în numele Franței, eu cred că cu aprecierile dumneavoastră ar fi de acord chiar și președintele Macron. Dovadă că el are o atitudine mai mult decât simpatizantă față de Moldova și președinta noastră. Sigur că eu sunt de acord în nume propriu, iarăși vă spun și eu. Eu aș vrea, într-adevăr, să văd rezultate
Atunci când merg eu și dumneavoastră pe lângă banca de economii, de exemplu, acolo poate ar trebui să fie, acolo ar fi un panou. Iată, sediul ăsta luat la banca de economii, s-a vândut, s-a dat în, eu știu, fondul de recuperare tăța bani. Pentru că cei care continuă să beneficieze de impunitate, de fapt, enervează lumea și s-ar putea să piardă încrederea nu doar în actuala putere, dar în general în putere și să ne ducem într-o extremă. Deci, noi suntem la 16.07, un pic suntem în retard, cum se zice, la Paris, dar oricum deschidem discuții în plen. Vă rog să semnalați cine vrea să vorbească și vă ofer microfonul cu mare drag. Natalia vă oferă microfonul. Și să vă prezentați, vă rog, pentru privitorii de la Privesc Eu mai cu seamă, dar și pentru cei care poate nu vă recunosc. Bună ziua, în sfârșit, cu un pic de ajutor. Mă numesc Rapcea Vitale, sunt directorul de program la Expert Group. Am ascultat și am citit cu mare atenție acest studiu și am ascultat cu mare atenție intervenția colegilor. Am riscat să iau cuvântul primul, datorită faptului că sunt înconjurat de specialiști în domeniul justiției. Eu nu am formarea aceasta, sunt economist de meserie, dar mă interesează aspecte care nu le-am văzut reflectate în raport și aș fi vrut opinia celor care sunt autori acestei analize a necesităților instituționale ale ARBI și nemijlocită a celor care reprezintă Ministerul de Resort și instituția care este subordonată ARBI. De asta voi începe prin a pune un accent asupra faptului că ARBI este importantă nu doar din punct de vedere a cuantumului activelor recuperate și ulterior valorificate. Deci nu ne interesează doar aspectul pecuniar al valorilor recuperate în favoarea statului, care au fost ulterior sechestrate și valorificate și care au originat din activități ilicite. Dar ne interesează existența acestei instituții prin faptul că ea desuadează, descurajează perpetuarea unor comportamente care ar putea duce la acte de corupție și de mijlocită îmbogățire ilicită. Deci valoarea instituției este mult mai mare, mult mai mare decât nemijlocit valoarea pecuniară a activilor care este sau urmează a fi recuperate într-o ultimă instanță. Pe această notă pozitivă vreau să vă întreb vis-a-vis de nevoile instituționale sub aspect organizatorico-juridic. În conformitate cu legea 98 din 2012, administrații publice centrale, la articolul 14 se zice că agenția este o structură organizatorică separată în sistemul administrației publice centrale, subordonate ministerului sau guvernului. Deci nu cunosc vreo agenție care să fie subordonată unei alte instituții decât guvernul sau ministerul de resort. De ce mă interesează această întrebare? Dacă nu care cumva necesitățile organizaționale ale ARBI ar putea fi afectate prin această subordonare Centrul Național Anticorupție. Și n-am văzut o analiză prea amplă acestui aspect. De cealaltă parte, înțeleg ce a spus domnul director Culeac, care a zis că o reformă ar putea eventual opri progresul în recuperarea bunurilor infracționale. De aceea voi trece la următoarea întrebare. Deci mă interesează aspecte legate de bugetul ARBI. Deci, în conformitate cu status quo, bugetul ARBI este o linie separată în cadrul bugetului CNA. Nu am văzut în acest raport o analiză în ce măsură acest buget este suficient.
și mai cu seamă în contextul în care, așa cum a spus și domnul Radu, majoritatea bunurilor care necesită a fi recuperate sunt oarecum în jurisdicții străine. Iar asta ar implica costuri, eventual, de contractare a unor avocați sau specialiști din acele jurisdicții care să acorde asistența arbiului pentru recuperarea acestor bunuri. De cealaltă parte, problema bugetului instituției este importantă pentru că acolo avem specialiști. Și acești specialiști nu pot fi înlocuiți ad hoc și nu pot fi înlocuiți cu oricine. Deci e nevoie de un nivel de expertiză. Și atunci când vrem să ucidem un scop nobil, putem să o facem fie prin acea reorganizare de care a spus domnul director Culeac, sau am putea merge pe o altă pistă, cea de subfinanțare. Și atunci pierdem expertiza, pierdem memoria instituțională și eventual nu atingem scopul pe care ne l-am propus. Deci aceste aspecte m-ar interesa și mai cu seamă datorită faptului că ținta, așa cum ați menționat și dumneavoastră, sunt inclusiv decidenții care ar trebui să aibă aici scris un angajament pe care trebuie să și-l asume vis-a-vis de finanțarea adecvată a nevoilor organizaționale ale arbii. Mersi frumos. Da, cui ați adresat aceste întrebări ca autorii raportului? Deci am, pe de o parte, când e vorba despre structura organizatorică juridică, mă adresez inclusiv Ministerul Justiției și îl văd pe domnul Stratu care este aici și care poate să ne ajute cu acest răspuns. De cealaltă parte, dacă este să vorbim franc de nevoile bugetare ale arbii, poate să ne răspună și domnul Carapunar și eventual doamna Cibotaru Țernă poate să vină cu explicație vis-a-vis de în ce măsură a fost analizat aspectul. Am înțeles. Alegeți, vă rog, dumneavoastră ordinea în care vreți să vorbiți. Da, ok. Cristina, încep dumneata? Mulțumesc de întrebare. În cazul de față, probabil ar trebui să începem cu motivul din care ARBI de la bun început a ajuns să fie în CNA și să vedem în ce măsură locul său în CNA contribuie la o eficiență sau, din contra, împiedică eficiența acestei agenții. La momentul când s-a scris acest proiect de lege cu privire la înființarea agenției, eu activam în cadrul CNA și vreau să vă spun că crearea acestei agenții s-a lăsat cu foarte multă nedorință din partea factorilor decizionali politici. Extrem de mult nu s-a dorit. Încă din discuții despre crearea unei instituții responsabile de subiectul respectiv a început, cred că încă de pe timpul când se implementa planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, dialogului prin liberalizarea regimului de vize. Și prin anul 2012, cred că când a fost reorganizat CCCC în CNA, asta era una dintre condiționalități, apropo, inclus în dialogul privind liberalizarea regimului de vize. Și trebuie să vă spun că strategia de convertire a CCCC în CNA a trenat și a fost la un moment dat două mari restanțe. Această reorganizare a CCCC în CNA, alături de legea cu privire la egalitatea șanselor. Deci erau două mari restanțe. Motivul din care trena strategia de reorganizare sau de reformă a CNA era recuperarea. Asta era mărul discordiei care deranja guvernarea încă din anul 2011-2012, atunci când s-a decis, până la urmă au trebuit să cedeze în fața partenerilor externi. S-au încercat grupuri de lucru care nu s-au terminat cu nimic. Nimeni niciodată nu a dus la bun sfârșit subiectul respectiv. Doi, în 2016-2015, cred că noi ne aflam după scandalul fraudei bancare, când toată societatea cerea eficiență, cerea de la CNA să întoarcă banii. Deci toată lumea a înțeles că printr-un act de corupție ajungi să cauzezi niște prejudicii fără precedent statului Republica Moldova.
Înțelegând că avem aceste condiționalități și noi nu avem unde să fugim de ele, înțelegând că exista o mare pasivitate sau nedorință, dacă vreți, la Ministerul Justiției, exista o mare reticență, pot să spun, și procurorii care sunt astăzi aici de față, pot să confirme, exista o mare reticență și din partea procuraturii să fie înființat o asemenea organ. Deci noi eram în situația în care așteptările principale erau îndreptate spre CNA, crima secolului era una de corupție care a dat o lovitură financiară fără precedent asupra statului Republica Moldova și noi ne aflam în situația în care practic nu aveam posibilitate să lipsă totală de, la nivel de declarație era una, la nivelul practic nimeni nu vrea să facă absolut nimic. Am încercat să mișcăm lucrurile din loc și atunci am făcut o verificare. Am încercat să vedem, ok, unde ar fi cel mai bine plasată o asemenea structură. Cert este faptul că în Moldova, atunci când încerci să creezi o instituție nouă anticorupție, îți ia mult mai mult timp să o vezi operațională, din momentul în care una, până te vezi cu legea votată, e foarte complicat, doi, odată cu legea votată, nu înseamnă că cineva va arde de nerăbdare să o ajute să începe să lucreze. Haideți să ne uităm la ANI, la CNI-ul anterior. CNI a existat, a enervat opinia publică timp de 3 ani la început, că așa și nu s-a mai pornit, nu a mai făcut nimic semnificativ pentru opinia publică. După care, în 2016 a apărut ANI-ul și eu cred că eu văd o intensificare sau vedem ceva că se întâmplă la ANI, probabil că doar în ultimii 2-3 ani. Iar asta înseamnă că vreo 3 ani a stat pe linie moartă. Ceea ce demonstrează, încă o dată, că o instituție anticorupție, o instituție care trebuie să muște din funcționari, acei funcționari nu o să-i dea buget, o să fac tot posibilul ca să nu se miște din loc, o să o perturbeze, doar pentru ca să nu-i permită să lucreze. Înțelegând lucrurile astea, ne-am dat seama că dacă, da, putea fi creată o agenție și a fost normal impulsul de a crea această agenție să vină din interiorul CNA, pentru că eram confruntați cu cele mai mari așteptări sociale să facem ceva. Ne gândeam, ok, haideți să o punem în afară, sau unde să o punem? În afară asta însemna într-o țară săracă, cum e Republica Moldova, argumente care pot dura mai mult decât 3 ani, ca în cazul ANI. De ce nu găsim bani pentru sediu, pentru pixuri, pentru calculatoare, pentru... Asta ar fi însemnat o bătălie foarte mare pentru cine să fie șeful ARBI, unei eventuale agenții. Asta ar fi însemnat trenare. Noi știm că noi avem un moratoriu care nu se mai termine nu știu de câți ani pe angajări noi, pe funcții vacante. Da? Și atunci noi avem o mare problemă, o mare așteptare din partea oamenilor și imposibilitatea să reacționăm cumva măcar. Atunci am luat plus o altă problemă imensă, încercați să găsiți specialiști. Ceea ce fac CRB-ul este foarte aproape de matematică superioară. Vreți, asta e fizică cuantică, asta nu este fizică mecanică sau asta nu e matematică elementară, asta e matematică superioară. Ceea ce trebuie să fac ei este foarte complicat. Și atunci încerci să identifici unde în țara asta, în general sunt oameni care măcar ceva experiență au în domeniul respectiv. La nota informativă la legea cu privire la ARB au fost prezentate date din registrul de evidență a infracțiunilor de la Ministerul de Intern. Deci ne-au uitat care sunt în primul rând infracțiunile care generează cele mai multe prejudicii sau profituri ilicite. Doi, pe care categorii de articole cel mai des aplic sechest și trei, pe care dintre însele ajung să fie aplicate confiscări. Și am depistat că aproximativ 60-70% pe, nu mai țin minte câți ani acolo s-au făcut o analiză pe ultimii 3 sau câțiva ani, în 2012, cred că chiar pe vreo 5 ani s-a făcut analiza respectivă, 60%, 70% generatoare de venituri ilicite de prejudicii erau infracțiunile de corupție și conexe, restul crimă organizată, sechestrii se aplicau cam în jur de 95% doar pe dosarele de corupție, 99% și aproape de 100%, confiscările care și se aplicau, se aplicau pe dosarele în care s-au aplicat sechestri în dosarele de corupție. Volumul sechestrilor raportat la astea în care era nevoie era foarte mic și foarte mic cel de confiscare, dar concluzia la care am ajuns este că dacă există cineva undeva care încearcă să facă ceva pe subiectul
identificare, sequestrare și să ajungă la un final la confiscare, este în domeniul investigării crimelor de corupție. Asta însemna că toată capacitatea limitată care era în țară la acel moment era în interiorul CNA. Tocmai pentru că exista și o experiență anterioară, că Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la origine tot a fost înființat în cadrul fostului CCCC și lucra foarte bine mersi și cu alte instituții în afară de CNA, nu doar CNA, dar în general în procuratură, se lucra cu acest serviciu. Urmând această logică, pornind de la faptul că în 2012, când s-a creat CNA-ul, CNA trebuia să fie un centru de excelență care să lupte corupția la nivel înalt, după care a fost perturbat prin multe alte reforme, inclusiv reforme necoordonate în domeniul procuraturii, lucrurile s-au cam dizolvat sau s-au diluat. Însă în 2017, când s-a creat Arbiu, el a fost creat într-o instituție care avea sediu, avea oficii, avea oamenii cu pregătirea cea mai bună la acel moment în țară să fac ceva și care au început din a doua zi să-și facă regulamente, să-și caute oameni, să învețe. Ei nu au început prin a căuta sediu, bani, bugete, calculatoare. Ei s-au fost creați într-o instituție care aveau acorduri de colaborare internaționale, ce este foarte important, într-o instituție care avea conexiuni la bază de date esențiale pentru a efectua schimbul ăsta de date. Asta înseamnă că noi am dat un avantaj temporal de minimum 3 ani, dacă să judecăm după cele mai optimiste perspective în comparație cu ANIU. Fiindcă eu cred că dacă era creat separat, cum s-a creat ANIU, probabil că ar fost nu 3 ani, fiindcă ceea ce face Arbiu este mult mai dureros, e mușcă mult mai tare în comparație cu ceea ce face ANIU. Interesele nu vorbim de milioane, nu vorbim de miliarde, ceea ce se ocupă Arbiu. Și eu cred că până în prezent, eu nu știu dacă ei se clarificau, deci din 2017 până în 2022, eu nu știu dacă ei erau la etapa la care sunt ei acum. Cristina, eu îmi cer scuze, dar asta deja e Wikipedia. Asta e Wikipedia, dar noi vrem aceste miliarde să le vedem recuperate. Recuperate o să fie momentul în care se vor pronunța sentințe de condamnare. Da, și pentru asta noi abordăm subiectul ca un trenuț cu toate vagoanele care sunt prezente aici și sigur că reprezentând cetățeanul în primul rând, împreună cu Privesc eu, reprezent cetățeanul care vrea într-adevăr ceea ce e recuperabil să-și ajungă în caznaua. Vedeți punctul 1 raportului de evaluare necesităților, de acord. Informare, cunoaștere. De acord. La întrebarea asta vrea să răspundă și Pedro. Scuzați-mi, vă rog, adresarea asta familiară cu Pedro, dar aveți două nume de familie. Vă rog. Please. Pedro is absolutely fine. Thank you very much. Pedro e destul de bine. Vă mulțumesc mult. Eu nu vă lua mult din timp, vreau doar să adaug. You can't hear me. You cannot hear me. The interpreters can hear me. Traducătorii aud. Can you hear me now? La la la. Spuneți-ne, vă rog, dacă puteți acum să mă auziți. The interpreters can hear me. Traducătorii mă pot auzi. Can you hear me? Vă rog să confirmați dacă eu în original mă aud. Mulțumesc pentru întrebare. Eu doar în completarea ce a spus Cristina, ea practic a relatat tot istoricul. Nu este altceva decât să zicem atât legea 98, privind administrația publică centrală de specialitate, cât și legea cu privire la RB, sunt două legi organice. Eu vorbesc doar din punct de vedere juridic, nu altfel, da? Și două legi organice au aceeași putere juridică, chiar același cod, doar că noi i-am codificat, să le găsim mai ușor. Tot e legi organică, au aceeași putere juridică. Prin urmare, legislatorul este unica autoritate care are acea discreție, da? Și marjă mare, să-și stabilească politicile cum dorește ea.
Da, evident că Arbiu e o instituție specifică, da, care nu putem să o punem în subordinea unui minister sau altuia, da, pentru că ministerele în sine, ele doar elaborează politici, nu și prestează servicii. Dar Arbiu este cumva mai aproape de un organ de urmărire penală. Este un suport a tot ce este necesar, da, să se administreze corect și legal. De-aia a fost instituit în subordinea CNA-ului, da? Exact același serviciu pentru spălarea banilor. De aceea, el a venit, Arbiu, reformat odată cu ministerele. Tot în 2017 a fost reforma administrației publice centrale. Și cumva trebuia atunci, la acel moment, să vedem locul agenției. Noi încă nu avem, spunem așa, o idee clară să-i dăm autonomie totală, să fie subordonat tot unui organ, pentru că să fii autonom și să nu te subordonezi cuvea sau să nu poți avea un supervisor sau mai multe persoane să înțeleagă cum lucrează lucrurile, atunci ori plana mai multe suspiciuni. De-aia și a fost introdus sub egida CNA-ului. Mulțumesc! Mulțumim, vă rog, Serghei. Asta de maniera Pedro și pot să vă spun, Serghei, mă iertați, vă rog. Absolut, absolut, vă mulțumesc. Deci, într-adevăr, n-aș putea mai bine decât doamna Cristina a punctat premizile plasării agenției în structura CNA. Doar un singur moment, Convenția ONU împotriva corupției, practic un capitol întreg 5 se referă la recuperarea bunurilor fracționale, anume în domeniul combaterii corupției. Și aici, ținând cont că inițial agenția a fost concentrată pentru a efectua investigații financiare paralele doar în cazul crimelor de corupție, conexie și spălării banilor, ulterior legiuitorul a decis că mai sunt și celelalte 54-55 de infracțiuni generatoare de profit, unde agenția ar fi capabilă să efectueze aceste investigații în vederea recuperării prejudiciului, în vederea asigurării achitării pedepsei amenzii și, în ultimul rând, în vederea asigurării pentru confiscarea specială și sau extinsă. Și atunci când s-a decis plasarea, într-adevăr, s-a ținut cont și de raționament că Republica Moldova nu poate să-și permită acest lux să creeze o altă instituție separată, autoritate, cu logistică separată. Și apropo, aici țin să punctez, conform legislației cadrului actual, agenția, da, este în structura Centrului Național Anticorupție, însă are o autonomie procesuală. Și atunci când vorbim de investigații financiare paralele, delegația prin care se împuternicește agenția de a efectua aceste investigații, noi suntem practic în tandem cu ordonatorul. Organele de urmărire penală, Procuratura Generală, Procuraturile Specializate, Organ de Urmărire Penală a CNA-ului, a Inspectoratului General al Poliției. Deci organele de urmărire penală care sunt în Republica Moldova, ținând cont de competența agenției, ne împuternicesc prin delegație de a efectua aceste investigații financiare paralele. Deci doar organizațional, structural, suntem în subordinea conducerii Centrului Național Anticorupție și ne bucurăm de această posibilitate de a beneficia de conexiunea la toate bazele de date de care are centrul, logistica și celelalte subdiviziuni care asigură bună funcționalitate. Și în ultimul rând, doamna Cristina s-a referit la 2012, atunci când s-a instituit un mecanism de filtrare la angajare, cu testarea la poligraf, cu posibilitatea de a supune angajații monitorizării stilului de viață și alte filtre care absolut sunt necesare în sensul accederii în funcții în CNA a persoanelor integre, profesioniști. Și din alt punct de vedere a fost instituit un mecanism de motivare puternic. Și acești doi piloni au stat la bază pentru ca în CNA să acceadă cei mai buni din cei mai buni.
Și tindem și în continuare să păstrăm aceste principii și valori, dar nici de cum nu este în detrimentul funcționalității agenției aflarea ei în structura CNA-ului, doar avem de beneficiat la zi. Ceea ce ține de fond, de buget, conform legei cadrului legal, și în buget este prevăzut capitol special pentru finanțarea activităților agenției. Deci s-a prevăzut de autorii legii Arbiului și legii cu privire la modificarea cadrului legal la acel moment. Toate nuanțele acestea au fost bine calculate, bazate pe experiența nu doar țărilor vecine, dar și din regiuni și pe plan internațional, s-au inspirat autorii de cele mai bune practici și nu există un standard unic pe glob pământesc unde ar fi mai bine ca să fie plasată structura de asset recovery sau asset management. Acolo unde decidenții în respectivul stat văd că este mai optimal și în sensul cost-eficiență, dacă doriți, de a întreține o astfel de autoritate care să genereze rezultate scontate în domeniul recuperării cu minime cheltuieli bugetare. Și cred că acest scop a fost atins prin plasarea. Și astfel, ținând cont de conjunctura întrebării și comentariilor, recomandărilor care mai sunt, părerea noastră pur subiectivă că funcționalitatea la zi este asigurată prin radiografierea, cartografierea și identificarea riscurilor și neajunsurilor, cât în activitatea agenției, prin consolidarea capacităților căreia urmare a implementării recomandărilor experților și nu doar a agenției, dar și per complex a Sistemului Național de Recuperare. S-a vorbit astăzi și despre etapa de promovare a Programului Național, unde ne dorim ca prin sinergie să obținem aceste efecte și coagularea, cristalizarea acestui mecanism la nivel național este absolut necesar la etapa actuală. Aici trebuie să ne concentrăm eforturile. Dar funcționalitatea agenției cred că este la zi, la nivel necesar, pentru ca să generăm acele rezultate mult așteptate. Vă mulțumesc. Dacă v-am răspuns la întrebare. Eu aș vrea să nuanțez cum am înțeles eu întrebarea și iar sunt avocatul privitorilor. Deci, în întrebare, s-a strecurat o aluzie că nu cumva statutul pe care îl aveți dumneavoastră sau cel care s-a decis permite oareșcare direcționare sau control a priorităților, a ordinilor, a unor nume cercetate. Pentru că din ce spune doamna Claudine Justafre, acum se deosebește diametral opus voința politicienilor de cea pe care a descris-o Cristina. Deci politicienii care s-au opus instituirii Arbiului o făceau, da, pentru că atunci era o situație, acum dimpotrivă politicienii în numele cetățeanului face presiuni. Vă întreb pe dumneavoastră dacă vreți pentru stenograma pe care o să o citească peste 20 de ani moștenitorii. Vă satisface statutul și poziția dumneavoastră astfel încât să nu existe niciun amestec al politicului ca să vă dea peste mâini sau să vă spună pe cine anume trebuie să luați la întrebări. Asta era probabil aluzia. Vasile, may I come in for one second? Poate și Pedro ne spune asta. Thank you very much. Vă mulțumesc mult. Eu sper că acum puteți să mă auziți. Referitor la două întrebări, una cu privire la complementarea ideilor din partea Cristinei. Probabil cu referire la procesul din 2015-2016. Decizia sau discuția era necesitatea de a crea un oficiu de recuperare a bunurilor infracționale și, evident, urmat și standardele internaționale și Moldova era parte a acestor standarde și erau utilizate și tratate internaționale
anume cu privire la recuperarea bunurilor. Aici, conversația mai întâi a început dacă ar trebui să fie la nivelul CNA, deoarece recuperarea bunurilor are și momente din perspectiva corupției și sunt și momente ce țin de spălarea banilor. Și după aia se discutau competențe și jurisdicție exclusivă a CNA. Aceasta e o perspectivă legală. Dar din perspectivă instituțională, Moldova are 2,5 milioane de oameni și un buget limitat. Noi chiar dorim să avem oficii de recuperare a bunurilor la nivelul oricărui organ de urmărire penală să crească ca și persoană după ploaie. Vă dați seama ce costuri ar fi implicate. Aceasta e cea de două considerație. Și următoarea idee este cea operațională. Pe timpuri, oficiul pentru prevenire și combaterea spălării banilor a spus că CNA deja avea acces larg la bazele de date, la toate sau la majoritatea oficii, la majoritatea acelor date care ar fi necesare pentru activitatea agenției de recuperare a bunurilor infracționale. Deci, a devenit foarte clar din start că totuși centrul trebuie să rămână la CNA, dar anumite aspecte de investigații financiare, evident, ar trebui să fie disponibile tuturor organelor de urmărire penală, tuturor autorităților la nivel de procuratură și astfel această funcție ar fi fost deținută de CNA în 2015. Deci, probabil, vreau să adaug ideea menționată de doamna Cristina. Următoarea idee, deci colegul din cadrul grupului de experți a menționat cu privire la juriști. Noi am elaborat din 2019 un mecanism și l-am dezvoltat anevoios ca să ajungem ca diferite jurisdicții să comunice unele cu altele și să partajeze informații cu privire la probe. Ce am în vedere prin aceasta? Ei trebuie să fie capabili și să aibă capacități suficiente să obțină probe de peste hotare. Acum vorbim și despre finanțe. Acum există anumite momente anevoioase când vorbim despre activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor. Noi vedem valoarea adăugată de a angaja un avocat de peste hotare într-un număr foarte redus de cazuri, dar în mare parte eu nu știu cum pot justifica ca bugetul de stat să cheltuie mai mult decât probabil ar putea fi recuperat, fiindcă acesta de fapt nu este cazul și am lucrat asupra cazurilor și noi, la fel, în Brazilia am apelat la avocați, la juriști externi. Câteodată recurgeți la aceasta, deoarece nu faceți recuperarea bunurilor doar pentru profit, dar doriți să scoateți activele criminale din posesia criminalilor. Dar evident, trebuie să o faceți cu inteligență. Deci, dumneavoastră, lucrați spre a avea aceste capacități la nivel local. Evident că deja le aveți și doriți să le perfectați, să le sporiți, să le faceți mai eficiente. Eu mă uit la aceasta cu un pic de îngrijorare, dacă permiteți. Vă serviți cuvântul. Mersi. Thank you for explanation. Vă mulțumesc pentru explicația. Vă rog. Mulțumesc. Eu doar să punctez, să accentuez câteva momente, anume despre autonomia procesuală.
Deci fiecare ordonator pe care i-am nominalizat, organele procuraturii, nicătând că agenția se află în structura Centrului Național Anticorupție, deci comunică pe un caz concret în baza delegației pe care o are în contextul investigațiilor financiare paralele pe care le exercite, le execute, nemijlocit cu ordonatorul, cu procuratura respectivă care a emis această ordonanță, această delegație. Deci, în asta și constă autonomia procesuală. Conducerea Centrului Național Anticorupție, evident, nu are atribuții de a interveni în investigații financiare paralele. Atunci când lucrăm pe delegație, pe dosare penale a procuratorii anticorupție, comunicăm doar cu procurorul pe caz, ordonatorul respectiv, fie pe CECOX, fie alt organ de urmărire penală. Fie organ de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție. Deci, beneficiem de poziționare, suntem în același sediu cu procuratorul anticorupție și cu organul de urmări penală a CNA-ului și atunci, da, beneficiem de plasamentul ăsta în același sediu, este optim în sensul interacțiunii, dar atunci când lucrăm pe delegații, pe investigații financiare paralele pe alte dosare, cu alți ordonatori, ne bucurăm de această oportunitate, deci posibilitatea de a avea această autonomie procesuală. Deci, care este asigurată prin lege și noi ne ținem strâns de acest principiu. Noi suntem aproape de final. Nu uitați că noi putem să continuăm și în mod informal discuția, nu neapărat în fața camerelor de vedere. Domnul Talmaci mai are un comentariu. Cristina, cu dreptul ei prioritar, și dacă insistă cineva foarte scurt, ca să procedăm la ceea ce ne enervează ăștia cu deserturile. Au intrat deja, domnule, nu mai pot să lucrez în condițiile astea. Domnul Talmaci, vă rog. Mulțumesc, domnul Botnaru. Deci, o singură întrebare la experți. Cunoaștem că procedura, agentul. Deci, cunoaștem la moment că RBU își exercită atribuțiile funcționale doar la faza de urmărire penală, la faza inițială. Ulterior, în situația în care dosarul este transmis în judecată și mai mult în situația în care remis către executorul judecătoriesc pentru urmărirea bunurilor sau prejudiciilor material cauzat prin infracțiuni, RBU se degrevează. Discutăm despre posibilitatea ca în continuare ei să intervină. Cum facem noi cu dosarele care deja sunt în gestiune, care organul de executare astăzi se confruntă cu lipsa de informații, deoarece noi urmărim bunurile doar pe teritoriul Republicii Moldova, astfel încât legea spune că acționăm doar pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci n-ar fi oare bine ca să avem o colaborare sau un schimb de date prevăzut, propus de experți, astfel încât pentru dosarele aflate în gestiune să putem, prin intermediul RBU-ului, să aflăm despre cele bunuri infracționale a debitorilor, deci a persoanelor care au fost condamnate, sau pentru acele prejudicii materiale rezultate din fraudă bancară, unicalitatea de creditor are băncile în proces de lichidare sau statul, ca executorii să poată capăta această informație și ulterior să fie posibil, fără a conserva sau a îngheța aceste bunuri, a procede la procedura de recunoaștere și guvințare a executării pe teritoriul altui stat. Pentru că noi, la moment, ne limităm doar aici. Și adică să fie prevăzut de acte normative, da, nu deci, la mică înțelegere. Da, să fie prevăzut la nivel de acte normative și inclusiv în ordine de... Cristina. Deci procedura să... E un subiect foarte bun care e abordat de domnul Talmaci, cu siguranță merită. E un subiect care trebuie, eu cred că, examinat, fiindcă dacă diverse instituții ale statului pot să se facă utile reciproc pentru binele comun, eu cred că pot fi găsite, pot și trebuie să fie găsite soluții în acest sens. Eu am vrut doar să mai menționez, apropo tot continuare la, păcat că pleacă domnul de la Expert Group, eu aș
pun în dubiu faptul că Arbi nu poate să depășească etapa urmăririi penale sau că nu are vreo funcție judiciară. Are, posibil că ea nu a fost deocamdată valorificată, dar articolul 5 din legea 48 cu privire la atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, la litera G, prevede atribuția de reprezentare a intereselor statului și a persoanelor juridice de drept public în procese civile de recuperare a bunurilor infracționale, precum și de repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea legislației Republicii Moldova și altor state. De ce a ajuns atribuția asta aici? Este că în anii 2015-2016, una dintre marile dificultăți cu care se confrunta nu doar CNA, procuratura, în general sistemul de urmărire penală, era lipsa unei persoane din partea statului care să spună prejudiciu, că nu-i vorba de prejudiciu BM, da? Că a fost cauzat un prejudiciu rezervelor băncii naționale, altfel spus a nostru, a tuturor. Sau zicea mai devreme domnul Talmaci, da, statul nu este, nu poate să meargă la CEDO, el este exponent al unui interes public, el trebuie să găsească mecanismul să și-l conserveze, să-l asigure. Ori de multe ori, noi știm că în situații similare, nimeni nu face nimic. Noi, toată lumea ține minte paradoxul pe care deseori îl menționa conducerea CNA, o spun la momentul respectiv, el zicea că noi nu avem o parte vătămată în dosarul fraudei bancare. Noi nu avem cineva care spune că am un prejudiciu ca să declanșăm anumite mecanisme. De asta a fost pus această atribuție de reprezentare în dosare civile. Și poate că asta este o portiță și pentru ceea ce spune domnul Talmaci, pentru că noi vorbim, da, pentru că noi vorbim despre dumneavoastră vă interesează urmărirea silită a bunurilor care provin din în rezultatul soluții. Așa, așa. Deci ar putea să existe, asta e unul pe de o parte, pe de altă parte, ceea ce spunea mai devreme Vitalia Rapcea, reprezentarea intereselor statului sau autorităților publice nu exclude posibilitatea pentru Arbi inclusiv să angajeze specialiști de orice natură, inclusiv avocați, juriști din Moldova sau de peste hotare. Și, încă un lucru, prima modificare care a fost introdusă la legea Arbi, dacă nu greșesc, a fost să se suprime acele 3% la care erau introduse și s-a dat bătălii foarte mari pentru aceste 3%, ca Arbi să aibă dreptul să primească 3%, să fie alocat din bugetul de stat 3% din valoarea bunurilor confiscate, pe care le-a identificat și care au fost sechestrate, până la urmă confiscate, cu ajutorul său. Noi vedem că au trecut 5 ani, confiscări încă, sechestri avem 5 miliarde și, dar confiscări încă nu prea avem. Adică cei care s-au speriat că Arbi va avea foarte mulți bani brusc și nu-i merită și au scos acești 3%. Acum vedem discuții că, dar oare le ajunge la Arbi bani și buget ca să facă tot ceea ce trebuie să facă? Probabil că nu ar fi rău să revenim la idei, nu știu, 3%, lasă fie 1%, am mă uit la 5 miliarde și mă gândesc și 1% cred că tot nu ar fi puțin. Dar este o anumită inteligență, multe state procedează inteligent luptând cu criminalii pe banii criminalilor. Ori atunci când tu iei 1% din ce s-a furat și oferi o motivație, eu nu zic că asta înseamnă neapărat salarii la cei care lucrează, dar ca să consolidezi capacitățile instituției care contribuie la identificare, depistare și așa mai departe, văd o logică, chiar și la activități de prevenire. Oricum spunea, dacă ne uităm la executor, când executorul are 1%, el are o motivație, eficiența executorului crește cosmic. De ce să nu aplicăm aceeași metodologie? Apropo, doamna Drăgălin, recent la o discuție despre analiza funcțională a Procuraturii Anticorupție, a menționat o idee foarte similară. A zis că, dar de ce noi să nu punem în discuție posibilitatea ca 2-3% să revină Procuraturii Anticorupție dacă s-a confiscat cu ajutorul Procuraturii Anticorupție? Eu aș reaminti că pentru ca să confiști Procuratura Anticorupție, mai bine zis instanțele, în dosarele gestionate de Procuratura Anticorupție, să ne gândim că există și un aport foarte important a Arbiului, fără de care nu știu dacă ar ajunge la confiscări Procuratura Anticorupție. Atât. Într-un film clasic al rușilor este «А что нам скажет начальник транспортного цеха?»
Deci vă rog foarte mult să contăm pe faptul că dezbaterile acestea vor continua. Eu cred că Naționalnic Transport Navățaha, care este Parlamentul și Comisia Parlamentară, neapărat atunci când va pune în aplicare amendamente, va convoca experții, persoanele vizate și va continua această discuție. Contribuția dumneavoastră de astăzi a fost, presupun, foarte valoroasă. E înțeleasă patima cu care își vorbește Cristina, da, despre aceste, despre raport și despre sugestii, la fel cum Pedro, care este, asistă procesul ăsta de foarte mulți ani, și nu doar el, expertiza la fel românească este la fel foarte prețioasă, m-am convins și în alte cazuri, la o recentă dezbatere unde vorbeam despre APL-uri. Așa că eu vă mulțumesc în numele organizatorilor, mulțumesc și eu organizatorilor pentru eleganța cu care s-a organizat această ședință. Îi ofer lui Pedro, domn Pedro, posibilitatea să spună cuvântul de încheiere, după care să vedem dacă după aceste discuții productive ele mai sunt și gustoase. I will do my best, Vasile. Să fac tot ce este posibil, domnul Vasile. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor pentru intervențiile lor și pentru întrebări foarte interesante formulate. Cred că când am lucrat la acest raport împreună cu Cristina, bineînțeles că am colectat informații, am colectat date, am analizat toate acestea și am ajuns la un rezultat, dar bineînțeles că niciun răspuns nu este unul universal sau absolut, nu poate să rezolve toate întrebările și aceste discuții sau dezbateri sunt foarte, cred eu, cred că se merită pentru a fi, să ne antrenăm asemenea exercițiu. Așa cum s-a menționat și în raport și în multe din intervențiile de azi, ține de cunoștințe, instrumente de elaborare a politicilor, abilitatea de a utiliza acestor instrumente, dacă poți să demonstrezi că ai aceste trei elemente la toate nivelele, la nivel de decidenți, la nivel de operațional sau la nivel dosar de caz, atunci vei putea să îmbunătățești și să perfectezi rezultate mai bune. Dar mai important și cred că este demn de menționat, de a păstra transparența și răspunderea în cadrul acestui proces. Și vorbesc de ambele tabere și de partea guvernului, de partea organelor de urmărire penală. Deci, clar, trebuie să fie transparență și răspundere față de informații, dar și niște indicatori foarte clari ce informații se solicite, pentru că în ultimii ani tot reformulăm, resetăm acești parametri și devine foarte dificil să cunoști cum să fii transparent și să porți răspundere. Dar pe de altă parte, există o necesitate de a sensibiliza pe toți ce este recuperarea bunurilor infracționale. Și avem nevoie să avem o înțelegere, o claritate că la nivel de politici nu că doar trebuie să recuperez bunurile fracționale. Eu am organe de urmărire penale care sunt capabile să depisteze, să investigheze, nu doar din perspectiva procedurii penale și dar din perspectiva investigațiilor financiare paralele și vor putea urmări penal și avea o finalitate și ca să fie judecate în instanță de judecată.
pe cursul mai multor ani, deja sunteți aici, va mai dura câțiva ani în țara mea. De origine a durat 25 de ani, de fapt tot procesul pe încetășor judecător încep să înțeleagă ce înseamnă restituirea bunurilor fracționale, dar Brazilia, bineînțeles, este puțin mai mare ca teritoriu decât Republica Moldova și trebuie să convingem o mai mare parte de populație. Cu acestea fiind spuse, sunt bucuros că a fost recepționat bine acest raport și toate comentariile exprimate, cu siguranță le vom discuta împreună cu Fundația Soros și cu ARBI pentru a continua perfecționarea acestui proces. Și de partea noastră, Vasile, microfonul dumneavoastră, mersi foarte frumos pentru tot. Și mersi mult și interpreților, da. Thank you. Eu nu trebuie neapărat la final pe post de moderator să mulțumesc în general pentru asistența enormă pe care o avem noi de la expertiza europeană. În condițiile în care Europa are probleme de rezolvat și o să aibă probleme de rezolvat cu războiul, cu Ucraina, cu Rusia, cu despăgubiri și așa mai departe, și dă Doamne să-i mai ardă Europei și Franței, în special de Moldova, și să nu ne lasă pe cont propriu, sau cel puțin atunci când o să ne lasă pe cont propriu, trenul să meargă în viteză, să fie un TGV adevărat și să știm a recupera aceste mijloace. Vă mulțumesc tare mult și vă invit la cafea.